iubită, slăvit Iisus, al tău popor, de legământ, mă închin ție, Tată Sfânt. Îmi ridicați mâinile, mă-nchin în fața ta, doar tu meriți să fii lăudat. Nimeni nu a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea. Îmi ridicați mâinile, mă-nchin în fața ta, tu meri să fii lăudat. Nimeni nu a iubit așa de mult ca să moară pentru vina mea, ca să moară pentru vina mea. Domnul Iisus și Duhul lui Cel Sfânt, care încă într-o zi bunătatea, mila și îndurarea Lui s-au arătat față de fiecare, frate. Astăzi, sigur, dacă este și sărbătoarea aceasta frumoasă a Rusalilor, am vrea cu adevărat, nu numai atunci când e sărbătoare Rusalilor, atunci să avem legătura cu cerul, ci totdeauna, de când L-am primit pe Domnul Iisus, asta trebuie să știm, că Domnul e Cel care El o lăsat Duhului Cel Sfânt și El botează cu Duhul Sfânt, mărit să fie Domn. De aceea putem să mulțumim în această dimineață Domnului, că numai Duhul Sfânt este Cel care ne-a ridicat și din așternutul patului și ne-a ajutat să venim aici la casa de rugăciune și aici toți împreună să-L slăvim pe Acel care a biruit moartea și stă acum la dreapta Tatălui în ceruri, mărit să fie Domnul, și-o revărsat Duhul Sfânt peste toți acei care în ziua aceea minunat o stat în rugăciuni, în cereri înaintea lui Dumnezeu și apoi s-o bucurat prin Duhul Sfânt. Haideți să mulțumim Domnului și să ne bucurăm în această zi, că numai El ne ajută pe fiecare. Amin. Ne rugăm cu toți. Tată Ceresc și Dumnezeu adevărat, venim înaintea ta să-ți mulțumim și să te lăudăm, să te preamărim pe tine, că în bunătatea ta cea mare, în dragostea ta de Dumnezeu, tu ești acel care dai viață și mântuire și nu-i nimeni altul ca tine. Doamne, te slăvim, Doamne, te lăudăm și te preamărim pe tine, că tu meriți toată slava, meriți toată gloria și nu-i nimeni altul ca tine, Doamne. De aceea îți mulțumim în această dimineață. Lasă așa încetul. Măriți să-ți fie numele Tău, Doamne, te lăudăm, te preamărim pe Tine, că Tu ești Dumnezeul mântuirii și nu-i nimeni ca Tine, Doamne. De aceea îți aducem jertfa buzilor pe altarul Tău cel Sfânt, mulțumindu-Ți că ești Dumnezeul cel viu și adevărat. Astfel, Doamne, dorim să ne bucurăm cu adevărat în prezența Ta, că ești Dumnezeul mântuirii și nu-i nimeni ca Tine, Doamne. Te binecuvântăm și Te lăudăm, Te preamărim și Îți mulțumim, Iisuse, că numai Tu poți să ne ajuți pe fiecare, Doamne, de aceea Îți mulțumim. Aleluia! Aleluia! Mărit să-ți fie numele Tău, Doamne! De aceea Îți mulțumim, de aceea Te lăudăm și Te preamărim pe Tine, că Tu ești Dumnezeul mântuirii și nu-i nimeni ca Tine, Doamne. Să aducem jertfa buzilor pe altarul Tău cel Sfânt, rugându-Te frumos, Doamne, de Te îndur de noi din fiecare, că ești Dumnezeul mântuirii și nu-i nimeni ca Tine, Doamne. De aceea Îți mulțumim în această dimineață și Te lăudăm pe Tine, că Tu meriți toată slava, Doamne. Meriți toată gloria și nu-i nimeni altul ca Tine. De aceea Îți mulțumim, Te lăudăm și Te preamărim. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău,
Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția, puterea și slava. Și în această dimineață venim să-ți mulțumim, Doamne, că suntem aici în casa de rugăciune, la această sărbătoare în care dorim, Doamne, numele Tău să fie slăvit, Doamne. Lasă cu adevărat și în această zi, Doamne, Duhul Sfânt peste orice inimă, peste orice ființă, Doamne, care a intrat în casa de rugăciune. Mișcă orice inimă împetrită în această dimineață. Cuvântul Tău care are putere, Doamne, să schimbe mintea și inima, Doamne, și astfel fiecare să simțim cu adevărat bucuria mântuirii, că Tu ești Hristosul cel viu și nu-i nimeni altul ca Tine, Doamne, și noi în numele Tău, Doamne Iisuse, suntem adunați în casa de rugăciune, pentru că Tu ești acel care, Doamne, îți conduci biserica Ta, Doamne, de aceea îți mulțumim, Doamne, binecuvântă în continuare pe fiecare, Doamne, și prietenii care au venit în această dimineață, Te rog să-i cercetezi, Doamne, Te rog să-i faci să înțeleagă că numai Tu ești singurul Dumnezeu adevărat, care dai viață și mântuire, Doamne. De aceea și mulțumim, binecuvântă cuvântul, Evanghelia, Doamne, și în această zi, cântarea de laudă și tot ce facem aici, Duhul Sfânt să fie peste fiecare, Doamne. Și noi și mulțumim Ție, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Să cântăm vreo două versete dintr-o. Eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisus, din inimă. Eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisuse, eu te iubesc, Iisus, din inimă, din inimă, din inimă. Eu te iubesc, Iisuse, dar din inimă, din inimă, din inimă. Eu te iubesc, Iisuse, dar din inimă, îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisus, din inimă. Îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc, Iisus, din inimă. Din inimă, din inimă. Îți mulțumesc, Iisuse, dar din inimă, din inimă, din inimă. Îți mulțumesc, Iisuse, dar din inimă. Slăvit să fie Domnul! Dacă din inimă îi mulțumim, putem să zicem cu toți un slăvit să fie Domnul! Haideți să deschidem Biblia la pagina 579, Psalmul 46, vom citi și apoi ne vom pleca pe genunchi cu toții într-o rugăciune de mărturisire. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să cutremure munții. Este un râu al cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuinței celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei. Ea nu se clatină, Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groaz. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ.
El a pus capăt războiilor până la marginea pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița și a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Amin. Venim înaintea ta să-ți mulțumim, Mântuitorul iubit, să-ți aducem jertfa buzelor pe altarul tău cel sfânt, că Tu ești Dumnezeul mântuirii și nu-i nimeni altul ca Tine, Doamne. Deci Te slăvim pe Tine, Tată Ceresc, și-ți mulțumim. Lăudăm și Te preamărim pe Tine că ești Dumnezeul mântuirii și nu-i nimeni altul ca Tine, Doamne. Îți aducem jertfa buzelor pe altarul Tău cel sfânt, rugându-Te frumos și în această dimineață să ne ierți pe fiecare, Doamne, că ești Dumnezeul mântuirii și nu-i nimeni ca Tine, Doamne. Iartă-mă, Doamne, iartă-mă că numai Tu poți, Doamne, să Te înduri de noi. E viața noastră că ești Dumnezeul mântuirii, că ești Hristosul cel viu, că ești Dumnezeul cel adevărat și nu-i nimeni altul ca Tine, Doamne. Venim să Te slăvim, venim să Te lăudăm, să Te preamărim pe Tine, că la Tine este iertarea, Doamne, la Tine este viața veșnică, Doamne, de aceea Te rugăm frumos, îndură-Te de noi, ai milă de noi de fiecare, că ești Dumnezeul mântuirii, că ești Hristosul cel viu, că ești Dumnezeul cel adevărat, că nu-i nimeni ca Tine, Doamne, aleluia, aleluia, glorie Ție, Doamne, glorie Ție și puterii Tale, Doamne. De aceea îți mulțumim, că lăudăm și Te preamărim pe Tine, Doamne, pentru că ești Dumnezeul mântuirii și nu-i nimeni ca Tine, Doamne. Te binecuvântăm și Te lăudăm, Te preamărim pe Tine că ești Dumnezeul mântuirii și nu-i nimeni ca Tine, Doamne. De aceea Te lăudăm și Te preamărim pe Tine, Iisuse, că ești Dumnezeul mântuirii. Iartă, Doamne, îndură-Te de noi, de fiecare, Doamne. În această dimineață Te rugăm, Doamne, oprește-Te în dreptul fiecăruia, Doamne, mai zi un cuvânt de iertare pentru fiecare, pentru inimile noastre, Doamne, că-și dorim în această dimineață, Doamne Iisuse, să simțim prezența Ta, să simțim că Tu ești acel care lucrezi, să simțim că Tu ești acel care dai mântuire și viață, și astfel fiecare, Doamne, să simțim prezența Ta. Coboră-Te în această dimineață, Doamne, și lasă ungerea Ta sfântă, Doamne, peste poporul Tău, că ești Dumnezeul mântuirii, că ești Hristosul cel viu, că ești Dumnezeul cel preanalt și nu-i nimeni altul ca Tine, Doamne. De aceea Te rugăm în această dimineață, Doamne, lasă ungerea Ta peste fiecare, Doamne, lasă râul Tău deschis în această dimineață, Doamne, să mai curgă, Doamne, prin adunare, prin inimile noastre, Doamne, și astfel fiecare să simțim bucuria mântuirii, că Tu ești Dumnezeul cel viu și nu-i nimeni altul ca Tine, Doamne. O, lăudați să fii în veci, Doamne, pentru că Tu ești Cel care, Doamne, ai turnat Duhul Tău cel sfânt, Doamne, peste cei care erau în odaia cea de sus, Doamne, aproape 120, fă ca și în ziua de astăzi, Doamne, aici, în casa de rugăciune, acest râu de apă vie să curgă, Doamne, prin inimile noastre, Doamne, puterea Duhului Sfânt, Doamne, să cerceteze inimile noastre, Doamne, pentru că numai Tu poți, Doamne, în această dimineață să Te cobori, Doamne, aleluia, cu limbi de foc, Doamne, ca la ziua cinzecimii, că Tu ești Dumnezeul mântuirii și nu-i nimeni altul ca Tine, Doamne, aleluia! O, Doamne, Te slăvim pe Tine! Lasă legătura cu cerul în această dimineață, Doamne, pentru că ne recunoaștem înaintea Ta, Doamne, și Te rugăm, lasă Duhul Tău cel Sfânt peste fiecare, Doamne, cu limbi de foc, cum ai lăsat atunci la cinzecime, Doamne, și s-o coborâi peste cei care, Doamne, stăteau în cereri și rugăciuni înaintea Ta, Iisuse. O, mărire Ție, mărire Ție, mărire Ție și numelui Tău, Doamne, Te binecuvântăm și Te slăvim pe Tine, Te lăudăm și Te preamărim, că Tu meriți toată slava, meriți toată gloria,
Noi te slăvim pe tine, Doamne, cu mulțumiri că ești Dumnezeu cel care dă iertare. Amen. Haideți să cântăm cu toți spre slava Domnului, într-o cântare, fanfară să-L laude. Și apoi fratele Andreas aduce un cuvânt și din nou ne vom ruga. Mai cobor la noi odată, porumbel din alteză, și mai lasă-n adunare, vrem de binecuvântă. Este vremea cea din urmă, este timpul să revii. Doamne, îndură-te de turmă și de-ai tăi iubiți copii. Mai revarsă-ți azi puterea ca odată în Israel. Ai fost chemat la jertfă, sus pe muntele Carmel. Vino, Doamne, lasă ploaia peste-al inimii pământ, ca și-n ziua cinzecimii, ca nădul tău cel sfânt. Vino, Doamne, lasă ploaia peste-al inimii pământ, ca și-n ziua cinzecimii, ca nădul tău cel sfânt. Mai coboară azi, Iisuse, pe la cei ce te-au chemat, vei vedea ce mulți te așteaptă, să-i întreb ce vrei să-ți fac. Mulți bolnavi te strigă, Doamne, și te cheamă neîncetat să îmbraci amile haine, nediscum și minunat. Mulți bolnavi te strigă, Doamne, și te cheamă neîncetat să îmbraci amilei haină, nediscum și minunat. Mai avem un dor, Iisuse, dintre toate câte sunt, vrem să fim în cer cu tine, sus departe de pământ. Vino, Doamne, mai rana ta, vino, nu mai zăbovi. Adă ziua minunată, să zburăm spre veșnicii. Vino, Doamne, Maranata, vino numai să bovim. Adă ziua minunată, să zburăm spre veșnicii. Amin.
Lăudat să fie Dumnezeul nostru! Pentru că în această zi este o zi de sărbătoare și se vorbește în mod special despre Duhul Sfânt, aș vrea și eu să vă aduc înaintea dumneavoastră câteva însușiri ale Duhului Sfânt și apoi să ne rugăm. Vreau să vorbesc scurt și rugăciunea să fie mai lungă. Și în versetul 1, care a fost citit din Psalmul 46, spune cuvântul Domnului: Dumnezeu este ajutorul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Și m-am gândit la un verset din Roman, capitolul 8, cu versetul 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută. Și o primă însușire a Duhului Sfânt este aceasta: Duhul Sfânt ne ajută. Și spunea în continuare acest verset: ne ajută în slăbiciunea noastră. Nu știu în această săptămână cu ce lucruri v-ați luptat, cu ce ispite v-ați luptat, câte ispite l-ați biruit și câte ispite v-au biruit. Dar în această zi, dacă îți aduci aminte că ai fost slab, poți să vii înaintea Domnului cu slăbiciunea ta. Duhul Sfânt ne ajută în slăbiciunea noastră. Poate că te enervezi repede, poate că ești dependent de anumite lucruri, poate că ai anumite patimi, poate că, nu știu, sunt multe lucruri care fiecare dintre noi avem câte o slăbiciune. Dar Duhul Sfânt este Cel care ne ajută în slăbiciunea noastră. Și în Evrei, în capitolul 4 cu versetul 15, spune cuvântul Domnului: căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Putem să ne apropiem în această zi de scaunul Harului. Domnul este prezent în această dimineață în locul acesta și vrem să ne apropiem de El cu slăbiciunea noastră, așa cum suntem. Și Domnul este Cel care ne ajută și ne dă biruință, slăvit să fie numele Lui. Un alt lucru, spunea în versetul 4 din Psalmul 46, este un râu ale cărui zvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu. Cine este cetatea lui Dumnezeu? Voi sunteți templul Duhului Sfânt care locuiește în voi. Cetatea lui Dumnezeu suntem noi. Slăviți să fie numele Lui. El ne-a mântuit și ne-a numit așa în acest psalm cetatea lui Dumnezeu. Domnul este Cel care, un alt lucru care o însușire a Duhului Sfânt este aceasta: Duhul Sfânt ne aduce fericire. Duhul Sfânt este Cel care ne înveselește. Și vă întreb, ce va aduce fericirea în lumea aceasta? Nu așa că uneori zicem, o să termin facultatea și atunci o să fiu fericit și pe urmă vin alte lucruri. O să mă căsătoresc și atunci o să fiu sigur fericit și sigur atunci o să vină și alte probleme. Când o să am sănătate de plin, atunci o să fiu fericit. Și vedem cât de repede se termină viața aceasta. Sunt lucruri care nici nu ne așteptăm. Sănătate care sunt unele probleme în trupul nostru pe care nici nu le știm. Ce îți aduce fericire în această zi? Domnul este Cel care spune în acest verset: El ne înveselește. Și în Psalmul 73 spunea psalmistul: fericirea mea este să mă apropie de Dumnezeu. Nu să am multe lucruri. E adevărat, este bine să avem, este bine să facem facultăți, este bine să ne căsătorim, este bine să mergem în viață în fiecare zi, dar fericirea noastră să nu depindă de lucrul de pe acest pământ. Pentru că fericirea pe care noi avem în Dumnezeul nostru este mult mai mult și mai mare decât fericirea pe care o avem din lucrurile de pe acest pământ. Și Domnul să ne întărească lucrul acesta și să ne ajute. Și un alt lucru pe care o însușire a Duhului Sfânt, în Ioan, în capitolul 14, spunea Domnul Iisus: nu vă las singuri, vă voi trimite un alt mângâietor, care va fi cu voi și va fi în voi. Duhul Sfânt este Cel care ne mângâie.
Și în Psalmul 94, în versetul 18, spune cuvântul Domnului: ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul, bunătatea ta, Doamne, mă sprijinește totdeauna. Și în versetul 19, când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Nu știu cu ce gânduri ai venit în această zi. Nu știu dacă alergi la oameni ca să te compătimească, ca să-ți acorde compasiune. Nu știu la cine îți cauți mângâierea. Dar în această zi, dacă vii înaintea Domnului, Duhul Sfânt este Cel care te mângâie. Duhul Sfânt este Cel care, prin mângâierile Lui, Duhul Sfânt te înviorează, slăvit să fie numele Lui. Și îmi spunea un frate: auzi, Gedeon, când Dumnezeu a ales pe, când i-a spus să meargă la luptă împotriva lui Madian și au fost foarte mulți oameni, le-a zis să meargă toți care sunt fricoși, să meargă acasă, și până la urmă tot au fost mulți. Și Domnul i-a spus lui Gedeon: pogoară pe acest popor la apă și acolo eu voi alege. Și spunea acest frate: tu acum să cobor poporul la apă. Și Domnul este Cel care și aș vrea să vă ridicați și să ne coborâm la apă în această dimineață. Duhul Sfânt este aici. Duhul Sfânt este Cel care ne ajută în slăbiciunea noastră. Duhul Sfânt este Cel care ne înviorează. Este acest râu care trece prin adunare și vreau ca acest râu să inunde fiecare inimă. Și Domnul este Cel care ne va cerceta. Și Domnul să ne întărească și Domnul să ne mânghie prin necazul nostru și prin tot ceea ce avem. Și haideți să ne rugăm cu toții în acest sens. Și Domnul să ne întărească. Amin. Doamne Dumnezeu nostru, slăbim și te lăudăm pe tine că tu ești Dumnezeul mântuirii și nu nimeni ca tine, Doamne. De aceea te rugăm în aceste momente, Doamne, cercetează inimile noastre, viețile noastre, Doamne. Ca să fiecare să simțim că tu ești acel care ești prezent aici, Doamne. Vrem să bem din apa vie, Doamne, pentru că Tu ești apa curată care, Doamne, ai coborât această apă vie din cer, Doamne, și vrem ca și în această dimineață să simțim cu adevărat că Tu ești prezent aici, Doamne. Cercetează inimile noastre, Doamne. Cercetează, Doamne, pe deplin orice inimă și asta fiecare să simțim cu adevărat că Tu ești Dumnezeul mântuirii și nu-i nimeni altul ca Tine, Doamne. De aceea te rugăm în această dimineață, îndură-te, Doamne, și ai zis că Tu ești Dumnezeul mântuirii și nu-i nimeni ca Tine, Doamne. De aceea te slăbim, te lăudăm și te preamărim pe Tine că ești Dumnezeul mântuirii și nu-i nimeni altul ca Tine, Doamne. Slăbim numele Tău și puterea Ta că ești Dumnezeu. De aceea te rugăm în această dimineață, Doamne. Ascultă-ne și ai milă de noi că ești Dumnezeu mântuirii și nu-i nimeni altul ca Tine, Doamne. De aceea te rugăm, îndură-te și ai milă de noi că ești Dumnezeu mântuirii, Doamne. Ești Cel care dai viață, ești Cel ce dai mântuire și nu-i nimeni altul ca Tine, Doamne. De aceea dorim și în această dimineață, Doamne, să simțim cu adevărat prezența Ta, să simțim cu adevărat mângâierea Duhului Sfânt. Ca astăzi, Doamne, fiecare să simțim că Tu ești prezent aici, că Tu ești Dumnezeu mântuirii și nu-i nimeni altul ca Tine, Doamne. De aceea te rugăm, Doamne, îndură-te de noi, ai milă de viețile noastre, că Tu ești Dumnezeu mântuirii și nu-i nimeni altul ca Tine, Doamne. De aceea te slăbim și te lăudăm pe Tine că ești Dumnezeul mântuirii și nu-i nimeni altul ca Tine, Doamne. Te binecuvântăm și te lăudăm, te onorăm și îți mulțumim că ești Dumnezeul mântuirii și nu-i nimeni ca Tine, Doamne. De aceea te rugăm în continuare, Doamne, îndură-te de noi de fiecare. Aleluia, glorie Ție, Doamne, glorie Ție și putere Tale, Doamne. De aceea te slăvim pe Tine, Doamne. Aleluia! Mărire Ție, Doamne, mărire Ție și numelui Tău. De aceea te slăvim și te lăudăm pe Tine, Doamne. Slăvim numele Tău și puterea Ta în continuare. Pentru că numai Tu poți, Doamne, să miști inimile fiecăruia, Doamne, că suntem în prezența Ta, Doamne, aici la un timp de rugăciune unde dorim, Doamne,
cu adevărat, Doamne, să stăm de vorbă cu Tine prin rugăciune și să întărești pe fiecare prin puterea Duhului Sfânt, Doamne, pentru că este cu adevărat o zi în care, Doamne, fiecare putem să ne bucurăm în prezența Ta mai mult, Doamne, pentru că Ți-ai pecetluit și neamurile cu Duhul Tău cel Sfânt. Noi Îți mulțumim și Te lăudăm pe Tine, Doamne, aleluia! Mărit să-Ți fie numele Tău, Doamne! De aceea Te lăudăm și Te preamărim pe Tine, Doamne! Glorie Ție, Doamne Iisuse! Mărire Ție și numelui Tău! Te lăudăm și Te preamărim și Îți mulțumim că ești Domn, Stăpân și Mântuitor. Amin. Să ocupăm locurile, haideți să mai cântăm cu toți spre slava Domnului și a pe fratele Nucu, de ți-a vă aduce și dânsul. Doamne, știi de o revărsare de Duh Sfânt și limbi de foc, ce-a umplut pe fiecare scuduind casa din loc, și pe noi, și pe noi, umple-ne cu Duh pe noi, și pe noi, și pe noi, umple-ne cu Duh pe noi. Dacă vrei să treci înainte, nu ne vezi pe noi de aici, te rugăm, o scump părinte, un cuvânt numai să zici. Și pe noi, și pe noi, umple-ne cu Duh pe noi, și pe noi, și pe noi, umple-ne cu Duh pe noi. O, Iisuse, fie-ți mir, iată-mă-s aici și eu, vezi Tu starea mea uim, iartă-mi Tu păcatul meu, iartă-mi Tu, iartă-mi Tu, iartă-mi Tu păcatul meu, iartă-mi Tu, iartă-mi Tu, iartă-mi Tu păcatul meu. Tu îți ții promisiunea față de poporul Tău, deci ascultă-mi rugăciune și cântează, Domnul meu. Eu aștept, eu aștept, Duhul Sfânt, eu îl aștept. Eu aștept, eu aștept, Duhul Sfânt, eu îl aștept. Doamne, Duh-ți cer în Ție, că-și Tu vrei să dai și poți. Umple azi cu rugății pe copiii Tăi, pe toți. Da, pe toți, da, pe toți, umple-ne cu Duh pe toți. Da, pe toți, da, pe toți, umple-ne cu Duh pe toți. Amin. Binecuvântat să fie Tatăl, binecuvântat să fie Fiul și Duhul Sfânt, acum și în veci de veci. Frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu căci într-această zi de dimineață, prin harul, prin dragostea și prin mila Lui, suntem aici. Suntem aici la acest timp de rugăciune, aici unde putem să ne bucurăm cu toți în cântare, putem să ne bucurăm cu toți în rugăciune, în cuvânt, aici unde putem să-L întâlnim pe Dumnezeu și să ne bucurăm cu toți împreună, slăvit și lăudat să fie numele Lui. Este o zi de sărbătoare și la această zi de sărbătoare îi mulțumim lui Dumnezeu căci ne-a ajutat să fim și noi aici. Dumnezeu a dat poporului lui Israel niște legi și niște porunci. Prin Moise și i-a spus lui Moise căci să dea legile acestea și poruncile poporul lui Israel și cumva poporul lui Israel trebuia să împlinească aceste legi și aceste porunci și printre altele le spunea că poporul lui Israel, mai ales cei din partea bărbătească, trebuia să țină aceste sărbători, trei sărbători pe an. Le găsim în Deuteronom în 16:16. Și acolo spune că și ei trebuiau să țină aceste trei sărbători pe an, Paștile, Rusalile și sărbătoarea corturilor. Aceste
sărbători în Sfânta Scriptură le mai găsim și sub alte denumiri, și anume rusalile le găsim că se mai numesc și sărbătoarea secerișului și sărbătoarea săptămânii și se mai numea și sărbătoarea cinzecimii. Și astăzi, frați și surori, noi sărbătorim sărbătoarea cinzecimii, sărbătoarea când Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, s-a coborât peste toți acei care erau în acel locaș unde ne arată în Fapte, în capitolul 2, și spune acolo că în ziua cinzecimii Duhul Sfânt s-a coborât peste toți acei care erau în locul acela și toți s-au umplut de puterea Duhului Sfânt. Frați și surori, aș dori din toată inima că la această sărbătoare, la sărbătoarea cinzecimii, sărbătoarea pogorârea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt într-această zi de dimineață să fie prezent în mijlocul nostru și noi toți de aici să ne împlem cu puterea Duhului Sfânt, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Era o poruncă atunci când poporul lui Israel se suiau la aceste sărbători. Trebuiau să aducă câte o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și ei aduceau câte o jertfă din animalele lor. Frați și surori, la această sărbătoare suntem și noi aici. Suntem și noi și vrem să venim și noi cu jertfa noastră înaintea lui Dumnezeu. Numai că și noi n-aducem astfel de jertfe cum aduceau ei. Și noi aducem alte jertfe înaintea lui Dumnezeu. În Evrei, în capitolul 3, cu versetul 15 acolo, Apostolul Pavel ne arată ce jertfe să aducem înaintea lui Dumnezeu și să venim cu jertfe de laudă înaintea lui Dumnezeu. Este o jertfă de laudă care este plăcută înaintea lui Dumnezeu. În Psalmul 50, cu versetul 14, omul lui Dumnezeu Asaf ne spune că să venim înaintea lui Dumnezeu cu jertfe de mulțumire, să aducem și să venim înaintea lui Dumnezeu cu astfel de jertfe. Și spune el mai jos căci să ne împlinim și juruințele care le-am făcut înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, haideți într-această vreme cu astfel de jertfe să venim noi înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să fie acela care să privească cu plăcere la jertfa noastră, slăvit și lăudat să fie numele Lui. S-a citit acest psalm, un psalm al fiilor lui Core, unde spune aici în versetul 1, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Așa era Dumnezeul lui fiilor lui Core și așa este și astăzi Dumnezeul nostru. Dacă fiii lui Core au putut să spună lucrul acesta, căci Dumnezeu este sprijinul, este stânca, este ajutorul lor, frați și surori, haideți și noi într-această vreme să spunem lucrul acesta. Dacă noi mai credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, și dacă noi credem că El este acela care s-a coborât din ceruri, a fost acela care a murit și a înviat și acum este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi, dacă mai credem că și toată Scriptura este însuflată de Duhul lui Dumnezeu, haideți să credem și lucrul acesta, căci Dumnezeu este stânca noastră, este adăpostul nostru, este sprijinul nostru, El este acela care săptămâna trecută a fost cu noi, ne-a sprijinit, ne-a ajutat, ne-a dat sănătate și ne-a ajutat să fim în locul acesta. De aceea, haideți pe acest Dumnezeu să-L lăudăm și să-L glorificăm pe El. Spune aici în versetul 3, chiar dacă ar urla și s-ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo, dă să se cutremure, frați și surori, chiar dacă munții se vor cutremura, pământul se va cutremura, chiar dacă vești de războaie într-o parte și alta, noi avem un Dumnezeu, avem un Dumnezeu care este cu noi, avem un Dumnezeu care este sprijinul și ajutorul nostru. Pe acest Dumnezeu să-L slăvim noi și să-L glorificăm. În versetul 4 spune așa, este un râu al cărui izvoare înveselește cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelui celui prea înalt. Frați și surori,
În Sfânta Scriptură se vorbește despre mai multe râuri. Și chiar dacă, chiar în, la începutul Scripturii, în Genesa, în capitolul 2, cu versetul 10, acolo ne vorbește despre un râu care a ieșit din Eden și a udat grădina. A udat grădina și acel râu s-a împărțit în patru brațe și s-a dus așa după cum Dumnezeu le-a rânduit. Și în Doi Împărați, în capitolul 5, cu versetul 10 și 12, acolo ne mai arată încă de niște râuri și ne arată acolo despre apele Damascului, ne arată despre râul Abana și Parpara, acolo unde venea Naaman, care era un plin de lepră și s-a dus la prorocul Elisei. Și Elisei, știți, avăcul l-a trimis acolo la râu, l-a trimis la Iordan, la apele Iordanului. Și știți ce a spus el? Dar ce? Ce să mă duc eu acolo? Dar nu sunt în Damasc râurile Abana și Parpara care sunt mai bune, mai bune decât râurile de aici? Într-o împrejurare venea Ilie și stătea lângă un râu, lângă râul Chedronului, și acolo el stătea și bea din acel râu. Dar la un moment dat, râurile acestea despre care v-am spus, aceste râuri, când vinea căldura, când vinea seceta, aceste râuri se micșorau. Unele chiar care secau. Și așa s-a întâmplat și cu acel râu, de acolo de unde a stat Ilie. Frați și surori, dar este un râu despre care ne vorbește aici a fiului lui Core. Este un râu al cărui izvoare înveselește cetatea. Acest râu, să știți că nu seacă niciodată. Acest râu trece din cetate în cetate. Acel râu trece chiar și prin biserica noastră și înveselește, ne înveselește inimile noastre. Despre astfel de râuri mai vorbește Scriptura prin Ezechiel, în capitolul 47, cu versetul 9, și spune așa: orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta va fi viață. Versetul 12 spune: dar lângă râul acesta, pe malurile lui, de amândouă părțile vor crește tot felul de pom roditori, frunza lor nu se va veșteji și rodele lor nu se vor sfârși. În fiecare lună va face roade noi, pentru că apele vor ieși din sfântul locaș, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Frați și surori, dacă am început cu aceste râuri în Sfânta Scriptură și la început era acel râu care ieșea din grădina Edenului. Sfânta Scriptură în Apocalipsa, în capitolul 22, ultimul capitol din Apocalipsa, cu versetul 1, ne mai arată de un râu și spune așa: și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului. Frați și surori, astfel de râuri aș dori din toată inima ca într-această zi de sărbătoare să curgă prin mijlocul nostru. Astfel de râuri care vin din sub tronul harului lui Dumnezeu să vină pe aici și noi toți să ne aplecăm la izvor, la acel râu, și să bem din acel râu și vom avea viață. Vom avea viață cu Dumnezeu, slăvit și lăudat să fie numele Lui. Haideți, frați și surori, să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și să-L rugăm pe bunul Dumnezeu ca El, într-această zi de dimineață, într-această zi de sărbătoare, să lasă cerul deschis și pe Duhul cel Sfânt să se coboare peste noi, să lasă cerul deschis și ploaia binecuvântării să curgă în sufletele noastre și noi toți să ne aplicăm la izvor și să bem din apa care curge de sub tronul harului lui Dumnezeu și de
locul acesta să plecăm plin de bucurie și voie bună. Slăviți și lăudați să fie numele Lui în veci de veci. Amin. Doamne, te slăvim și te lăudăm pe Tine, că Tu meriți toată slava, Doamne. Meriți toată gloria, Mântuitorule, și îți mulțumim și te lăudăm pe Tine, că Tu meriți toată. Fii binecuvântat și slăvit în veci, ca mare Domn și Mântuitor, și noi și mulțumim și te lăudăm pe Tine, că Tu ești Dumnezeul mântuirii. Lasă Tu, Doamne, râul binecuvântării Tale să curgă în mijlocul nostru și în toți, într-o această zi, să putem să ne aplecăm la izvor, să putem să bem din apa care curge de sub tronul harului Tău. Te rugăm din toată inima, Tată, din ceruri, binecuvintează-ne pe un fiecare în parte și lasă-Tu, Doamne, de viață, lasă-Tu de dragoste și de iubire în inimile noastre, ca astfel noi să putem să-ți lăudăm numele Tău și să te glorificăm pe Tine. Aleluia, glorie Ție! Suntem aici, o Doamne, la această sărbătoare și vrem, o Doamne, din toată inima, ca Duhul Tău și-l Sfânt să se coboare peste sufletele noastre. Noi toți din locul acesta să ne împlinde puterea Duhului Tău. Dă-ți-o, Doamne, Dumnezeule, să putem să stăm înaintea Ta. Și Tu ești acela Domn și Dumnezeu. Tu ești acela care ești Sfânt, drept și minunat. Noi suntem copiii Tăi. Suntem adunați în jurul cuvântului Tău. Suntem adunați aici, în casa Ta. De aici de unde înălțăm rugăciunile noastre spre Tine. De aici de unde strigăm către Tine și te rugăm. Privește spre noi. Privește cu milă și durare. Privește cu dragoste și bunătate. Și vrem, Doamne Dumnezeule, ca binecuvântarea Ta să se reveze într-o această zi peste sufletele noastre, peste noi. Avem nevoie într-o această vreme, avem nevoie mai mult ca oricând de puterea Duhului Tău și-l Sfânt. Avem nevoie, Doamne, ca Tu să vii, să ne îmbraci cu puterea Duhului Tău, Doamne, să ne fie o călăguță pe pământul acesta. Și nu-i nimeni ca Tine, Doamne, de aceea Te slăbim. Aleluia! Te rugăm, Doamne, numele Tău fie slăvit în veci. Să putem face voia Ta noi numele și copiii noștri. Să putem să trăim o viață curată și sfântă înaintea Ta. Atunci când Tu vei reveni pe norii cerului, atunci când Tu vei veni să-ți ia-n mireasă, Doamne, pe pământ, să putem și noi să ne întâlnim, să strigăm de bucurie, o slavă, glorie Ție. Doamne, noi n-avem unde să mergem. La Tine venim cu toate problemele noastre și de aceea Te rugăm, Doamne, privește spre noi, privește Tu, Doamne, spre viețile noastre, privește Tu, Doamne, spre poporul Tău din locul acesta și mai împlene de Tu cu puterea Duhului Tău. Mai lasă Tu, Doamne, ploaia binecuvântării Tale peste viețile noastre și noi Te vom slăbi și noi Te vom lăuda și Te vom binecuvânta pe Tine. Osana, glorie Ție, Osana, mărire Ție, Te slăbim și Te binecuvântăm și-ți glorificăm. Aleluia, glorie Ție și putere Tale în veci să fii slăvit ca mare Domn și Mântuitor și noi. Mulțumim și Te lăudăm în veci, mărire Ție și numele Tău. Amin. Haideți să stăm ridicați pe picioare. Domnul Iisus, El nu s-a schimbat, frații mei. Noi ne schimbăm. Și de multe ori, poate nu ne place învățătura așa care vine din gura Domnului. Că dacă ne-ar plăcea, la unii le place, la unii nu. Dar vrem cu adevărat acest râu despre care fiul lui Cori spunea să curgă cu adevărat prin inima noastră. Dar pentru aceasta trebuie să-ți fie sete ca să bei din acest izvor. Domnul Iisus a stat în picioare în ziua praznicului și a strigat: dacă însetează cineva să vină la Mine și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura, măriți să fie Domnul. Ei, Domnul Iisus spunea despre Duhul Sfânt, frații mei. Atunci încă Duhul Sfânt nu fusese dat, că Hristos nu a fost proslăvit, dar Hristos este proslăvit, mărit să fie Domnul.
O venit după Scripturi, frații mei, o murit după Scripturi, o înviat după Scripturi. Stă la dreapta Tatălui tău după Scripturi, mărit să fie Domnul. Și atunci, la ziua 50-mii, au fost mulți care s-au ridicat și au zis, lăsați-i în pace pe acești oameni. Că cu acești oameni sunt ceva probleme, sunt beți, sunt plini de must. Dar au fost oamenii lui Dumnezeu care au ținut adevărul lui Dumnezeu. Nu i-a interesat că ceva spune cu tare sau cineva. O știut un singur lucru. Și-a spus Petru, o ridicat în picioare și-a zis, ceea ce vedeți și auziți, nu că sunt beți oamenii aceștia. Ăștia cu adevărat au gustat din râul ceresc mărit să fie Domnul. Pentru că Domnul a spus că în zilele din urmă va turna din Duhul Lui. Din Ioel vorbea, peste orice făptură, mărit să fie Domnul. Vrei ca și la această rugăciune și se vor mai face rugăciuni să simți cu adevărat că inima ta e ziua cincizecimii? Sau nu mai venit de sărbătoare, vorbi frață și sigur, frață călăuziți de Duhul Sfânt ori vorbi și ne vor aduce un cuvânt. Dar trebuie să simți cu adevărat că în inima ta e bucuria Duhului Sfânt. Că te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, frații mei! Eu mă bucur totdeauna că Dumnezeu a avut milă să o îndura de neamuri. Lăudat să fie Domnul și în casă la Corneliu, acolo cu prieteni. Nu au fost numai iudei acolo. Au venit și prietenii lui Corneliu acolo, care sigur au fost dorni să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce minunat că și Corneliu a zis, aici suntem cu toți înaintea lui Dumnezeu. Ei, credeți că suntem înaintea lui Dumnezeu aici? Suntem înaintea lui, frații mei, sau înaintea fraților? Suntem înaintea lui Dumnezeu și în această dimineață și vrem ca acest râu să mai curgă inimile noastre. Dacă atunci Duhul Sfânt s-a revărsat peste cei 120 și-o întreba mulți că zbezi, nu? Și Petru zis, acum cu adevărat Dumnezeu este acela care o înălța pe Iisus la dreapta Tatălui, primind, o primit din mâna Tatălui Ceresc făgăduința Duhului Sfânt. De aceea a turnat Dumnezeu ceea ce vedeți și auziți Duhul Sfânt, mărit să fie Domnul. Haideți să ne rugăm Domnului. Sigur, sunt 3 bilete aici care am să le amintesc și spunea aici printr-un bilet, rog biserica să roage pentru sora Iulica, care în urma operației se află într-o stare foarte gravă. Domnul să se atingă și de sora Iulica. Rog biserica să facă o rugăciune pentru un prieten bolnav de cancer, ca Domnul să se îndure de el și să-l vindece. Vă rog în numele Domnului să faceți o rugăciune pentru o prietenă, Maria, ca Domnul să lucreze la inima ei și să poată hotărâ pentru Domnul. Domnul să lucreze și să atingă și inimile noastre în continuare. Poate este vreo inimă bolnavă în această zi, dimineață. Haideți să rugăm pe Domnul, Doamne, tornă Duhul Tău cel Sfânt și vindecă orice inimă bolnavă și orice duh întristat și lasă puterea Duhului Sfânt peste noi să ne bucurăm. Și apoi și aceste cauze, Doamne, voia Ta să se facă în tăte, că Tu ești Dumnezeul mântuirii, să ne rugăm. Tată Cerești și Dumnezeu adevărat, venim să Te rugăm frumos în continuare. Aceste cauze, Doamne, care le-am citit, numai Tu poți, Doamne, să le rezolvi pe toate. Căci în numele Tău, Doamne Iisuse, ne rugăm și Te rugăm în continuare. Întinde-ți mâna, Doamne, peste tot și peste copiii noștri și peste fiecare, că ești Dumnezeul mântuirii. Mai vindecă, Doamne, orice inimă bolnavă. În această dimineață, aici, în casa de rugăciune, Te rugăm pe Tine, îndură-Te de noi și ai milă, că ești Dumnezeul cel viu și nu-i nimeni altul ca Tine, Doamne. O, mărire Ție! Mărire Ție și numelui Tău, Doamne, Te binecuvântăm și Te lăudăm pe Tine, că vrem cu adevărat, Doamne, să bem din apa aceasta vie, care, Doamne, numai Tu ești Cel care, Doamne, ai revărsat-o atunci, dar și astăzi o revarsi peste toți acei care, Doamne, cred în Tine, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, de această apă vie, Te slăvim și Te lăudăm pe Tine, Doamne, că numai Tu ești Dumnezeu, numai Tu ești Cel care, Doamne, mai miști inimile fiecăruia, Doamne, și prin puterea Duhului Sfânt Te rugăm, Doamne, atinge în această dimineață pe fiecare, Doamne, ca bucuria mântuirii să o simțim cu adevărat, că Tu ești Dumnezeul cel viu și nu-i nimeni altul ca Tine, Doamne, aleluia! Te slăvim și Te lăudăm pe Tine, Doamne, și Te credem pe Tine!
bine că Tu ești biruitor, Doamne, și-ai pecetuit cu Duhul Sfânt și pecetuiești în continuare pe toți acei care, Doamne, strigă către Tine. O, Doamne, îți mulțumim și Te lăudăm pe Tine. Aleluia, aleluia! O, Doamne, Te rugăm în continuare, Doamne, oprește! Stăm în picioare, mulțumim Domnului pentru timpul acesta care am putut să aducem cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, dar prin puterea Duhului Sfânt să ne bucurăm. Corul să cânte spre slava Domnului și apoi frații păstori vor veni și vor continua slujba care ne stă în față și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Împreună cu corul că îl adorăm pe Dumnezeul nostru sfânt, haideți din nou cu toții și din toată inima să spunem binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt acum și în vecii vecilor.
Amin. Preobiți, frați și surori, suntem la o zi de sărbătoare și nu orice sărbătoare. Suntem într-o zi în care sărbătorim pogorârea Duhului Sfânt pe pământul nostru, așa cum frații spuneau la timpul de rugăciune, potrivit promisiunii Domnului Iisus Hristos, nu voi lăsa orfan, nu voi lăsa singuri, dacă eu plec, va veni un alt mângăitor care va fi cu voi, care va fi în voi. Și fiecare dintre noi am simțit cercetarea acestui Duh Sfânt. Domnul trăiește, Duhul Sfânt este prezent în adunare, Domnul cercetează biserica, mărit să fie Domnul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această mare oportunitate, pentru acest har binecuvântat de a fi la rugăciune, de a fi la părtășie, de a fi în prezența lui Dumnezeu prin cercetarea Duhului Sfânt. Și pentru ca această sărbătoare să fie în continuare una înțeleasă de fiecare dintre noi, aș vrea să citim din nou ca la fiecare dată, ca în fiecare an, această lucrare sfântă care o avem scrisă de doctorul Luca în Faptele Apostolului la capitolul 2 și vreau să citesc de la versetul 1 începând. Pogorârea Duhului Sfânt. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare i-auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar i-auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și să ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zile de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Amin. Frați și surori, acesta este adevărul Scripturii, aceasta nu este tradiție, aceasta nu este istorie penticostală, acesta este adevărul Scripturii, este cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a venit din cer. Duhul Sfânt s-a coborât peste ucenici și Domnul este Cel care și-a ținut promisiunea Lui, slăvit să fie Domnul. Și marea noastră bucurie este că în scurgerea vremurilor
Domnul a continuat să mai boteze cu Duhul Sfânt. Și Domnul mai botează și astăzi. Este o realitate botezul cu Duhul Sfânt. Este o experiență separată a botezului în apă. Și în această zi îl preamărim pe Dumnezeu că simțim Duhul Sfânt este prezent în adunare. Lăudați să fie Domnul! Haideți să continuăm să ne rugăm în această zi și să-i spunem, Doamne, umple-ne pe toți cu Duhul Sfânt aici la Betania. Cercetează-ne în dimineața aceasta. Dă putere robilor tăi să vestească Evanghelia cu îndrăzneală. Și în timp ce ei predică, să se întâmple ca și în casa lui Corneliu, să vină Duhul Sfânt peste noi, să vină Duhul Sfânt peste biserică, în timp ce fanfara cântă, să vină Duhul Sfânt în adunare, în timp ce corul cântă, să cerceteze Domnul biserica, în timp ce frații transmit mesajul lui Dumnezeu prin cântare, prin poezie, Domnul să cerceteze inimile noastre și peste noi toți să fie prezența Harului Sfânt și a Duhului lui Dumnezeu. Doriți lucrul acesta? Haideți să ne rugăm cu toții, să cerem îndurarea lui Dumnezeu. Iar când biserica încetează, fratele Varian, cu voce tare, îl rog să continue această rugăciune și Dumnezeu să ne asculte. Amin. O, Doamne, Dumnezeul nostru, pe Tine te înalți și te înălțăm în această dimineață. Numele Tău ce par. Te binecuvântăm. Îți mulțumim pentru harul tău. Îți mulțumim pentru cercetarea Sfântului. Mulțumim pentru noi, pentru noi, pentru noi, pentru noi, pentru cercetare, pentru harul tău. Părinții, pentru numele tău, pentru tău, pentru tău, pentru tău, venim cu toții înaintea măririi Tale și Te rugăm să mai faci o zi de îndurare. Aleluia! Doamne, binecuvintează în continuare strângerea noastră în locul Amin. Acesta. Am venit cu credința în locul acesta că prezența Ta prin Duhul Tău cel Sfânt este deplină în locul acesta. Și că Tu în ziua de astăzi mai lucrezi în milă și în îndurare. De aceea te rog, binecuvintează strângerea noastră în locul acesta în continuare. Binecuvintează lucrarea de astăzi, Doamne. Învață-ne cum trebuie să ne rugăm și dă-ne putere prin Duhul Tău cel Sfânt. Nu vrem putere de la oameni, vrem puterea Trinității Tale care coboară prin Duhul Sfânt. Trimite Duhul Tău cel Sfânt Mângăietorul peste cei care Te cheamă cu lacrimi în dimineața aceasta. Doamne, sunt persoane care așteaptă o întâlnire deosebită cu Tine. Vino, Iisuse, în ajutor! Avem nevoie de ajutorul Tău! Avem nevoie de mângâierea Ta! Avem nevoie de învățătura Ta! Avem nevoie de puterea Trinității Tale! Vino în ajutorul nostru! Doamne, Te rog să nu privești la meritele noastre! Ne-am adunat în locul acesta din multe părți! Din multe părți am venit înaintea măririi Tale! Pentru că vrem astăzi binecuvântarea Ta! Vrem astăzi să ne deschizi ochii minților noastre prin Duhul Sfânt, Iisuse!
mă rog pentru cei care i-ai adus pentru prima dată în locul acesta și pentru prietenii care au venit în locul acesta, Doamne, trimite lumina Duhului Sfânt peste ei. Doamne, fă-i să înțeleagă lucrarea aceasta. Oamenii se împotrivesc, teologiile se împotrivesc, dar Duhul Tău cel Sfânt, indiferent de voința și părerea oamenilor, lucrează după cum ai lăsat Tu scris. Slăvit să fie numele Tău! Te rog să binecuvintezi în continuare cântarea de laudă. Și când coriștii își vor deschide gura și cântăreții, orice duc de împotrivire în numele Domnului Iisus să părăsească locul acesta și Duhul Tău cel Sfânt să aducă bucuria mântuirii peste fiecare persoană din locul acesta. Doamne, nu în ultimul rând mă rog pentru vasele de lucru. Trimite legătura cu cerul, Iisuse. Vrem glas de Dumnezeu astăzi. Vrem glasul Tău să vorbească, Doamne! Vrem Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Dumnezeule, să ne învețe toate lucrurile. De aceea cu toții ne încredințăm în mâna Ta de Dumnezeu și vrem, Doamne, ca cei pe care ai să-i folosești în ziua de astăzi să le dai legătura cu cerul. Doamne, împotrivire vrem de la Tine pentru cel rău, Doamne, și Duhul Tău cel Sfânt să coboare peste ei și gura lor să vorbească ce le va spune Duhul Sfânt. Aleluia, glorie și slavă Ție! Doamne, Tu ne cunoști pe fiecare și știi de ce avem nevoie fiecare. Doamne, cel mai mult avem nevoie de învățătura sfântă care coboară de la Tine. Trimite astăzi prin lucrătorii Tăi o învățătură sfântă, să înțelegem că Tu ești Dumnezeu care dispui de toate lucrurile și că Duhul Tău cel Sfânt lucrează astăzi pe pământ. Amin, amin. Amin, cu respect vă invit să preocupați locurile. Din toată inima noastră să spunem slăvit să fie Domnul. Ne bucurăm de prezența Domnului în casa de rugăciune. Ne bucurăm de prezența dumneavoastră într-un număr așa de frumos în dimineața aceasta. Pe toți dorim Dumnezeu să vă binecuvinteze. Frați și surori, aș vrea să am câteva anunțuri înainte să continuăm slujba în dimineața aceasta. În primul rând aș vrea să vă anunț sau să amintesc pentru cei care știu, Liceul Prodeo face înscrieri pentru clasa a 5-a și pentru clasa a 9-a. Pentru clasa noua, pentru real și pentru uman. Clasa 5-a se poate înscrie până la 23 iunie, până în data de 23 iunie, și clasa noua se pot face înscrieri până data de 1 iulie. Deci vă rog, cei care sunteți interesați, părinții care au copii în clasa 5-a și clasa noua, care doresc să își dirigeze copiii spre Liceul Prodeo, să o faceți și să o faceți în timp ca să se poată derula lucrarea aceasta în modul normal, fără excepții și alte intervenții care ar putea să fie ulterioare. Deci vă rog să aveți în vedere, clasa 5-a se fac înscrieri până la 23 iunie și clasa a 9-a, real și uman, până la 1 iulie. Dumnezeu să binecuvinteze și lucrarea de la Liceul Prodeo. La Biserica Betania ne-am hotărât să facem o întâlnire cu toți bărbații, cu toți frații care sunt căsătoriți, indiferent de la ce vârstă, până la ce vârstă, și aceasta, dacă Domnul ne va ține în viață, se va întâmpla în data de 21 iunie, sâmbătă, la ora 10. În sensul acesta, frații de la administrație au pregătit niște invitații personale și vă rugăm, fraților, care știți că sunteți membri ai bisericii, frați căsătoriți, treceți pe la administrație și luați-vă invitația. Este o invitație, am gândit să vă dăm ceva înscris, probabil în felul acesta nici nu se uită atât de ușor și să apreciați că este un semn de respect din partea conducerii bisericii și totodată de dorință ca dumneavoastră să participați și să fiți și să fim împreună la această întâlnire. Deci 21 iunie, orele 10, sâmbătă, cu ajutorul Domnului ne vom întâlni cu
toți frații bărbați căsătoriți din Biserica Betania. Este și un moto al acestei întâlniri, o să îl citiți pe invitația dumneavoastră. A ieșit următorul număr al revistei Bisericii Betania. Pentru cei care sunt interesați, acum este doar color, 5 lei este prețul acestei reviste. Toți cei care sunteți interesați, puteți să vă achiziționați o revistă a Bisericii Betania, în care sunt trecute anumite evenimente și gânduri ale fraților noștri, cei care au binevoit să facă lucrarea aceasta. Pentru viitor, sunteți așteptați, oricare dintre dumneavoastră, cu experiențe pe care le-ați avut cu Dumnezeu, cu anumite gânduri care vreți să le exprimați în modul acesta, să luați legătura cu frații de la administrație și sunteți bine primiți cu a îmbunătăți, pentru a îmbunătăți lucrarea acestei reviste. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Domnul să dea propășire și călăuzire și acestei lucrări. Am citit în Biblie în dimineața aceasta că Domnul în promisiunile Lui a spus că unii vor avea și visuri. O soră din biserica noastră săptămâna trecută a avut un vis într-o noapte. Un bărbat îmbrăcat în alb a venit la dumnea ei și a adus două certificate de deces. Și sora s-a uitat speriată și a spus: de ce sunt două? Și bărbatul acela i-a spus: una este copie, deci numai unul este original. Și după trei nopți aproximativ sau trei zile, soțul dumneaei, fratele Pop Ștefan, cred că majoritatea îl cunoașteți, în urma unei crize la inimă, n-a știut niciodată că este bolnav cu inima, a fost dus la urgență și în ore scurte a plecat acasă la Domnul. Fratele Ștefan, care a locuit în Someșeni, soțul sorei Margareta, Domnul l-a chemat acasă. Este o situație greuță, dar cel care controlează toate lucrurile este Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! În mormântarea, credem că va fi miercuri, deoarece zilele acestea totul este liber, nimeni nu lucrează. Li s-a spus de la spital, pentru că acolo a trecut fratele la cele veșnice, li s-a spus și de la spital, până marți dimineața nu au ce să caute la spital, marți se vor face acele formalități care trebuie pregătite, marți seara, cred că vom avea și un moment de priveghi aici în biserica noastră. Fratele Ștefan a fost membru bisericii noastre, un om activ, un om harnic, care a fost mereu în activitate după puterea pe care Domnul i-a dăruit-o la construcție, la ceea ce noi am avut nevoie, și acum, la 68 de ani, Domnul l-a chemat acasă. Marți seara probabil vom avea un moment de priveghi și miercuri, cu ajutorul Domnului, la cimitirul central vom mai anunța detalii. Fratele Ștefan, de fapt trupul neînsuflețit, va fi înhumat acolo. Ne rugăm pentru familia Pop, ne rugăm pentru sora Margareta, Dumnezeu să o întărească, Domnul să o mângăie. Am vorbit și azi dimineață cu ea la telefon, am fost și ieri pe la dumnealor, pentru că suntem vecini, suntem aproape, am fost și foarte buni prieteni. Pentru noi este și a fost o mare pierdere și pentru dumneavoastră, dar Domnul este Cel care are ultimul cuvânt și pentru toate slăvit să fie Domnul. Frați și surori, mai am încă un anunț. Toate bisericile penticostale din România, cu ocazia sărbătorii Rusaliilor, fac o colectă specială pentru Institutul Teologic Penticostal din București, pentru susținerea lucrării Institutului Penticostal. La ultima ședință de comitet, împreună cu frații slujitori și cu frații din comitet, am decis astăzi, cu ajutorul Domnului, să facem și noi lucrarea aceasta. Deci, așa cum Domnul vă pune pe inimă, nu v-am anunțat anticipat să vă pregătiți, dar din ceea ce Domnul vă dă, vă călăuzește, în această zi și în continuare la Rusalii să facem această lucrare, să fie o binecuvântare. Cei care am trecut pe la institut și copiii fraților și colegii noștri care au trecut, care sunt mai tineri și cei mai în vârstă, știu ce înseamnă un ajutor financiar atunci când ești la institut, când ești student, și toate aceste ajutoare sunt o mare binecuvântare pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru formarea slujitorilor de la Institutul Teologic Penticostal. Așadar, aș vrea să vă provoc înaintea lui Dumnezeu, după puterea pe care o aveți, după călăuzirea pe care Domnul vă dă, după deschiderea pe care Duhul Sfânt vă face, să ne apropiem în
timpul cântărilor care le voi anunța și să facem și colecta aceasta, una mai îmbunătățită, mai specială, cum vreți dumneavoastră, pentru Institutul Teologic Pentecostal din România. Haideți să continuăm părtășia noastră, să cântăm cu toată biserica pentru slava lui Dumnezeu, apoi fanfara și corul, sau corul și fanfara, așa cum se organizează dumnealor, vor cânta spre slava Domnului câte o cântare. Împreună cu noi, în dimineața aceasta, este un frate scump, un prieten bun al familiei noastre, fratele Dinu Rodilă, vine din Chicago, astăzi la ora 1 are zborul spre America, dar a stat câteva zile în România, a dorit să se oprească puțin și în biserica noastră, a venit direct la biserica azi dimineața de la satul mare. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Va avea un cuvânt pentru noi în dimineața aceasta împreună cu ceilalți frați slujitori și în timpul acestor cântări ne închinăm cu darurile noastre, așa cum am spus, în mod special pentru Institutul Teologic Pentecostal și îl invit pe fratele Caleb și pe fratele Dinu să vină aici în față, să stea la îndemâna Domnului, să slujească și Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Duh de viață nouă să cobor, focul sfânt, eu te rog, udor, și o viață sfântă tu-mi vei da, azi și pururea. Prin puterea ta eu biruiesc, clipe fericite astrăiesc, de Hristos mi-amintesc mereu, să-l port în pieptul meu mereu. Oala ta bogată, pururea, umple viața mea, pentru suflet ești mângâitor, pentru viață îndrumător. Inima și Duhul frăcăresc, știe să-ți urmez. Prin puterea ta eu biruiesc, clipe fericite astrăiesc, de Hristos mi-amintesc mereu, să-l port în pieptul meu mereu. Roada ta bogată, pururea, umple viața mea. Noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și-n cuvânt. Domnul e prezent în adunare și ne bucurăm în Duhul. Pe calea cea sfântă și adevărată este umplerea cu Duhul Sfânt. Astăzi o de Domnul, ca și altădată, să avem miruință pe pământ. Noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și-n cuvânt. Domnul e prezent în adunare și ne bucurăm în Duhul Sfânt. În istoria ebraică, întotdeauna când un rob dintre frații evrei
vrea să rămână și în al șaptelea an rob pentru familia aceea, pentru bărbatul acela, era obligat să fie apropiat de tocul ușii, de ușorul ușii, și cu un instrument înroșit în foc, era prinsă urechea. Era pecetluit pentru întotdeauna, pentru a fi rob pe viață. Cântarea corului spune, un rob, să-ți răstignești urechea pe lemnul ușii tale. Fie ca fiecare dintre noi în această dimineață să fim pecetluiți și să spunem, noi suntem robii lui Dumnezeu pe viață. Dumnezeu să ne ajute! Oh,
Domnul Dumnezeul nostru este adevărat, a Lui să fie toată gloria și cinstea din veșnicie în veșnicie. Amin. Iubiți frați și surori, este o bucurie să mă aflu în Biserica Betania din Cluj-Napoca. Aș vrea să vă spun că m-am uitat pe înregistrările dumneavoastră. Am fost curios, am trecut pe aici acum 5 ani și am văzut doar forma unei clădiri și pentru mine astăzi este o bucurie să văd așa biserică frumoasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Fratele Vasilică, păstorul bisericii dumneavoastră, este prietenul meu. De câte ori vine în Chicago, avem o părtășie frumoasă și ne bucurăm ori de câte ori îl avem. Aș vrea să vă transmit salutările Bisericii Ghețimani din Chicago, care mi-a menționat și mi-a spus: transmite salutul bisericilor pe unde vei merge, de la păstorul Costică Hrișcă, este har și pace și Maranata, Domnul nostru vine. El spunea să menționez și să spun, nu este doar un salut, ci este o realitate. Noi îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să vină și haideți să-L așteptăm în orice clipă și în orice vreme și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Salutări speciale la fratele Vasilică din partea lui fratele Aurel Băleci. I-am spus că o să mă întâlnesc cu dumnealui și mi-a spus în mod personal să-i transmit și lui, așa că primește-le cu bucurie. Așa cum spunea fratele Vasilică, prin o minune dumnezeiască, Dumnezeu mi-a îngăduit să trec prin Europa și sunt implicat într-o misiune care este puțin mai diferită. Noi ne ocupăm, mergem în South America, în țările în care sunt puțin afectate, sărace, și în mod specific mergem în junglele din Amazon, unde am început lucrarea aceasta în urmă cu 4 ani și având în vedere că a fost o călăuzire divină de la Domnul, am ajuns în Spania la o conferință în care am cerut oamenilor de acolo să vină să ne ajute în lucrare, având în vedere că ei cunosc limba spaniolă. Alături de noi s-au alăturat frați din Spania, din Italia și de ce nu? Apelez și la dumneavoastră din Cluj-Napoca. Avem translatori care translatează din românește în spaniolă. Eu sunt unul dintre cei care Dumnezeu din undeva din județul Bistrița, din Breaza, m-a adus în Spania ca să învăț limba spaniolă. Doar atât, vreau să vă spun, doar pentru asta m-a trimis Dumnezeu să învăț limba spaniolă și de acolo să facă Dumnezeu chemarea aceasta să mă duc în Amazon, undeva departe, ca și alții să audă cuvântul Evangheliei. Mai pe parcurs vreau să vă spun câteva mărturii, dar aș vrea ca mod cel mai important care poate să fie este că avem cuvântul Evangheliei în mijlocul nostru. Dragi frați și surori, este o bucurie enormă. Bucurați-vă și haideți să ne bucurăm pentru că avem cartea aceasta cu coperți negre în mijlocul nostru. Această carte care ne destăinuie de un Iisus Hristos care a coborât între noi, ba mai mult ca atât, ne-a spus că vine Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt și nu ne lasă orfani. Este o zi a bucuriei, mă bucur împreună cu dumneavoastră, te bucuri? Binecuvântat să fie Domnul în vecii vecilor. Amin. Aș vrea să spun câteva cuvinte din Faptele Apostolilor, pasajul acesta care s-a citit și v-aș ruga să-mi dați voie să intru direct în subiect. Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, după ce s-a arătat de câteva ori
le-a dat o întâlnire cu ucenicii și le-a spus: mergeți toți în camera de sus și acolo se va întâmpla o minune. Va veni promisiunea pe care eu v-am promis-o. Adevărul e că ucenicii, cu toată treaba care a avut-o înainte, au fost puțin dezamăgiți. N-au înțeles mesajul. Domnul Iisus Hristos a fost luat, dus, închis, bătut. Dar minunea că Iisus Hristos a înviat, mărit să fie El, aceasta le-a dat o dovadă că El este viu și promisiunea care El a spus-o că se va întâmpla, a crezut-o. Fraților, au crezut promisiunea aceasta, dar de ce? Pentru că au văzut dovada învierii Lui și au zis: mergem la punctul de întâlnire ca să vedem ce se întâmplă. Și acum eu vreau să vă spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că ucenicii au fost dornici de o minune să se întâmple și au așteptat o zi, au așteptat două, au așteptat trei. Eu vreau să vă spun că minunea s-a întâmplat după 10 zile, dar dorința care a fost în ei, eu știu că aștepta 10 zile, 20 de zile, 30 de zile, până minunea se va împlini. Ei au fost gata să o aștepte, pentru că au crezut-o, dragii mei. Acum îi vedem aici, în ziua cincizecimii, îmi place așa de mult următoarele cuvinte: toți, dar toți erau în același loc. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că este un beneficiu care Iisus Hristos ne-a poruncit și ne-a spus ca să fim împreună, pentru că nu poate lucra dacă nu suntem împreună. A fost un mod de a proceda, a trebuit ca să se convindă unul și fiecare să înțeleagă, cel care are dubii să fie convins de rugăciunea celuilalt. A trebuit să se facă o lucrare, un maleaj între unul și celălalt, ca minunea să se întâmple. Și cuvântul Domnului continuă și spune: deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Binecuvântat să fie Domnul! Iată binecuvântarea fraților și a surorilor care stau toți împreună. Este binecuvântarea prezenței divine și a slăvii ceresc care se coboară în adunare. Și mă rog ca în dimineața aceasta același deodată să coboare peste adunarea Betania și să cerceteze fiecare inimă și fiecare suflet care este îndurerat, negăjit, trist, amărât. Dumnezeu să cerceteze, El să umble la inimă și să facă un maliaj și să ne găsească Dumnezeu în dimineața aceasta și să zică: m-am dus în Betania, în Cluj, pentru că i-am găsit una. O, mărit să fie Domnul care coboară prin Duhul Sfânt în dimineața aceasta. Haideți să aducem aceasta la o realitate, să nu ne ducem în 2000 de ani în spate. De multe ori vedem pasajele scripturale că s-au întâmplat undeva atunci și ignorăm prezența Domnului, beneficiile și harul minunat care lucrează Dumnezeu și în secolul 21. O, Doamne, vino în dimineața aceasta în biserică! Amin!
sunt câteva beneficii când vine Duhul Sfânt. Este o cercetare divină când vine Duhul Sfânt, fraților. Când vine Duhul Sfânt, în primul rând, schimbă minți, schimbă oameni, schimbă gânduri, murdare, vieți. Vedem descoperirea aceasta în continuare că Petru, prin puterea pe care a fost dăruită, prin Duhul Sfânt care a fost dăruit, a mers în fața multor oameni, mii de oameni, a stat prin curajul și îndrăzneala care a dat-o Duhul Sfânt, a stat înaintea miilor de oameni și după un scurt mesaj care l-a dăruit Dumnezeu prin Duhul Sfânt, atunci și acolo, cu o predică pregătită, la minut, la secundă, n-a fost cu scopuri și cu puncte, a fost o predică la punct lovit, punct ciochit. Și ce au zis oamenii? 3.000 de oameni au venit la el și au spus: auzi, ce să facem? Am rămas străpuși în inima noastră, acum ce să mai facem? Ne recunoaștem păcatul, știm, v-am văzut că sunteți sălbatici, vorbiți alte limbi, dar ne-am dat seama că vorbiți limba noastră dintr-o limbă în alta, pentru că acesta este Duhul Sfânt. Când vine Duhul Sfânt, te cercetează și zice: nu mai pot, trebuie să schimb ceva în mine, ce să fac? Sunt gata să-mi schimb viața mea, să-mi schimb business-ul dacă e nevoie, să schimb cariera ca să slujesc pe Iisus. Aceasta este străpungerea Duhului Sfânt. Când vine Duhul Sfânt, El nu te lasă în pace, El schimbă. Doamne, dacă ai de schimbat ceva în dimineața aceasta, te rog să schimbi astăzi, pentru că nu știm dacă mai va fi o zi de mâine, nu mai știm dacă este un viitor. Dragul meu, ar vrea să spun că dacă mai există o următoare secundă sau următor minut, există, pentru că există Dumnezeu, dar dacă El hotărăște să schimbe minutul în veșnicie, Doamne, dăruiește-ne aceasta, pentru că vrem să fim cu Tine. Când vine Duhul Sfânt, este o sursă de călăuzire directă. Duhul Sfânt este dat numai ca să ne oprim doar atât, este o promisiune, este o călăuzire directă, o călăuzire sfântă. Atunci când nu știi încotro să o iei, prin rugăciune Dumnezeu te cercetează. Când nu mai știi la cine să apelezi, vine Duhul Sfânt și stă de vorbă cu tine în taină și spune: du-te pe aici. Aș vrea să vă spun, pentru că așa de repede au trecut minutele, dragii mei, când vine Duhul Sfânt, deosebește-L din miile de voci care vin la ușa noastră. Dragi tineri din Cluj, deosebiți bine vocea Duhului Sfânt, când vine și vă cercetează și vă spune: nu mergeți în păcat, nu mergeți în pierzare, nu mergeți spre rău, renunțați la internet dacă e nevoie, renunțați la tot ce e păcătos, la ieșirile afară, umblați călăuziți de Duhul, umblați după darurile Duhului Sfânt. Și zic: Doamne, cercetează generația tânără în vreme ca și aceasta. Doamne, cercetează copiii noi, parcă am îndrăbătrânit și parcă știm mai bine să căutăm sursele vechi. Dar tinerii în ziua de astăzi se zbat și este așa de greu să deosebească vocea Domnului. Domnul să binecuvinteze întreaga adunare, dar în mod special tineretul prin aceasta. Apoi, Duhul lui Dumnezeu este o putere care mișcă adunarea, care cercetează adunarea. Și aș vrea să vă citesc un singur verset din Fapte. După ce ei s-au rugat, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Dragii mei, frați și surori,
aș vrea să vă întreb ce înseamnă atunci când a venit Duhul Sfânt s-a cutremurat locul acela. Aș vrea să vă spun că atunci când vine Duhul Sfânt în adunare, atunci când vine cercetarea divină a Duhului Sfânt, dragii mei, nu vine să cutremure zidurile acestea. Când vine Duhul Sfânt, nu cercetează băncile pe care ne așezăm, pardoseaua. Duhul Sfânt n-are nimic cu aceasta. Știi ce cercetează Duhul Sfânt când trece în adunare? Inima ta și inima ta. Tu ești biserica lui Dumnezeu în care Duhul Sfânt îți găsește plăcerea. Aș vrea ca Dumnezeu, Duhul Sfânt, să lase un cutremur în biserica Betania. Și atunci când vine El să se întâmple semne și minuni, când te proșterni înaintea Dumnezeului viu, El să răspundă din ceruri. Când vin bolnavii și-și pun mâinile frații lucrători, să se întâmple minunea, omul să se întoarcă acasă sănătos. Parcă ni s-au uscat mâinile, nu mai avem îndrăzneală să punem mâna pe bolnavi, pentru că suntem slabi, părăsiți de Duhul Sfânt. Dar eu vreau ca Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să ne cerceteze dimineața aceasta și casa aceasta să fie cutremurate inimile noastre, nu zidurile acestea. Am plecat într-o călătorie undeva în South America. Și ne-am rugat un an de zile să mergem acolo. Când am ajuns în aeroport, a venit un frate, s-a uitat la noi, ne-a strâns mâna. Pe drum ne-a spus, plângând, auzi frate, către unul dintre noi a spus așa, te-am văzut cu un an în urmă, într-o vedenie. Dar cum m-ai văzut? Atunci l-am întrebat, cum, spune-ne? Auzi, dă-mi voie să te întreb o întrebare ca să știu. Vreau să spun cum arată biserica de unde vii, ca să mă dovedesc dacă e adevărat sau nu, a fost vedenia de la Domnul. Și a venit și ne-a spus, uite cum arată biserica ta. Ne-a spus cum arată zidul. Care doi stâlpi în față, culoarea pardoselei. Am rămas cu tremurați pentru că nu ne-am așteptat la așa ceva. Ar vrea să vă spun că a fost o misiune în care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu roade sfinte, nu pentru că noi am meritat, dar aș vrea să vă spun, Duhul Sfânt este real și în vreme ca și aceasta, Duhul Sfânt mai vorbește, nu trebuie ca să fii dezamăgit când vorbește, așteaptă, fii gata. Mă rog în dimineața aceasta, ca Duhul Sfânt să cerceteze inimile dumneavoastră. Mesajul acesta să fie o încurajare pe dumneavoastră. Mergeți înainte, pentru că așa cum au rămas ucenicii, cu ochii ațintiți în sus, așa ne cere Duhul Sfânt nouă, ca privirea noastră să fie ațintită în sus. Ochii noștri să fie spre cer, pentru că așa cum s-a înălțat, așa va veni după noi. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe unul fiecare să ne întâlnim în ziua cea măreată, la o bucurie eternă, împreună cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Mulțumim fratelui Dinu pentru cuvântul care l-a dus din partea Domnului. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Transmite și tu, frate Dinu, salutări sfinte la Biserica Ghețimani și salutul bisericii noastre este tot Maranata, Domnul nostru vine, că l-așteptăm pe același Domn și avem aceeași năzuință și avem aceeași țintă, slăvit să fie Domnul. Fratele Dinu, la ora 12 trebuie să fie la aeroport, la rugăciunea de încheiere o să vă rog să faceți o rugăciune, zic să faceți că aș vrea să-l însoțesc, probabil, până la aeroport, nu ne-am întâlnit,
doar aici la biserică, așa scurt, și în călătoria aceasta să-l păzească Domnul. Este nevoie de protecția Domnului în călătorie cu avionul, în călătorie cu mașina, și noi suntem cei care credem în binecuvântarea Domnului și la plecare și la sosire, că e Dumnezeul care ne binecuvintează în călătoriile noastre. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea în continuare să lăudăm pe Domnul cu două versete dintr-o cântare, apoi fanfara bisericii să cânte și fratele Caleb va mărturisi cuvântul sfânt al Scripturii. Pentru fratele Dinu, Domnul să-l păzească, să-l ocrotească și mâna bună a Domnului să fie peste el, peste slujirea care o face și peste familia lui. Amin. O vină iarăși ca pe vremuri, coboară iarăși pe pământ. O vină iarăși între oameni, o vină Duh, o Duh prea sfânt. De inima de doruri plină, să te vede cum iarăși vin. Copii de mult suspină, să vii la noi, să vii, să vii. De inima de doruri plină, să te vede cum iarăși vii. Copii de mult suspină, să vii la noi, să vii, să vii. Adă tu înviorarea și primăvara ta, Iisus. Redeșteptarea și unirea ce-nalță tot mai sus, mai sus. De inima de doruri plină, să te vede cum iarăși vii. Copii tăi de mult suspină, să vii la noi, să vii, să
Domnul vede, amin? Ești binecuvântat. Așa se termina ultimul semnal al fanfarei, slăvit să fie Domnul. E interesant cum lucrează Dumnezeu. M-a întrebat fratele Vasile ce mesaj am. I-am spus, cu care am venit de acasă. Și apoi am spus, dacă nu mi se schimbă. Și pentru că suntem la Rusalii, mi s-a schimbat mesajul. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Amin? Domnul este prezent aici. Domnul este prezent în sală. El are toată puterea. Dacă a avut putere în fapte 10 să întrerupă o predică, n-are putere să schimbă un mesaj? Ba da, are putere. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Nu știu ce credeți dumneavoastră despre cinzecime. Nu știu ce credeți despre Rusalii. Sunt, cum se ruga un frate în această dimineață, din atâtea părți în acest loc, aici, împreună cu noi. Și fiecare dintre noi, când rostim cuvântul ăsta cinzecime, avem un bagaj de cunoștințe, avem un bagaj de experiențe, avem anumite evenimente pe care le asociem vis-a-vis de cuvântul acesta. Însă în această dimineață am vrea să zicem ce zice Dumnezeu despre cinzecime, amin? Ce zice Cartea Sfântă despre cinzecime? Cum arăta locul acela în care s-a coborât Duhul Sfânt? Pentru că mesajul pe care mi l-a dat Domnul aici pe scaun la Amvon se intitulează Casa în care coboară Duhul Sfânt. Casa în care coboară Duhul Sfânt. Nici măcar nu știm care este ușa de la intrare. Nici măcar nu știm care era circumferința acelui loc. Nici măcar nu știm câți metri pătrați existau pe acolo. Nu știm nici măcar a cui proprietate era casa aceea. Știm sigur că nu era în templu. Știm sigur că nu era în Sfânta Sfintelor. Știm sigur că nu era în locul cel mai proeminent din spațiul ebraic, unde veneau milioane de evrei sau sute de mii de evrei ca să se închine de Rusalii, pentru că trebuiau să aducă cele din tâi roade la închinare. Știm că era o casă. Și am zice, e o casă nu foarte importantă. A cui să fie? A lui Petru? Nu știm. E a lui Ioan? Nu știm. Nici măcar nu știm dacă ăștia aveau casele lor proprii. Nici măcar nu știu dacă aveau proprietăți ucenicii ăștia, pentru că au mers după Galileanul fără să intereseze de ce au în lumea aceasta. Însă un lucru știm. În casa aceea a venit Duhul lui Dumnezeu. Amin? Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Deodată, fără programare, fără să se spună în prealabil, fără să fie vreun afiș că evangelizare, fără să se spună, da, atunci se coboară Duhul Sfânt. Nici măcar Domnul Iisus Hristos nu le-a zis, fiți atenți, în ziua cinzecimii mi-am programat eu cu Tatăl să trimit Duhul Sfânt ca și botez, să vă botez în Duhul Sfânt. Nu știau nimic din toate astea, dar în ziua cinzecimii, deodată, într-o casă, în primul rând, știți cum? O casă comună. Casa în care se coboară Duhul Sfânt este o casă comună. Este o casă nu a cuiva, nu. Nu este o casă care e proprietatea cuiva. Nu știm nimic detalii despre asta. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Nici măcar nu ni se spune că este odaia de sus. E adevărat că în capitolul anterior ni se spune că ei, după înălțarea Domnului Iisus Hristos de pe muntele măslinilor, după ce au venit bărbații aceia și le-au spus, duceți-vă și fiți atenți, așteptați promisiunea lui că el se va întoarce în curând, ei s-au dus toți cei 11 în odaia de sus împreună cu Maria, mama Domnului și cu celelalte femei care îi însoțeau. Erau aproape 120 de oameni, bărbați și femei. Da, o casă comună. Nu știa cui. Nici măcar nu știi cine este cel care intră primul în casa aceasta. Însă știu un lucru, cel care vine de Rusalii, de cinzecime, este Duhul Sfânt. Amin? Este o casă comună pentru fiecare dintre noi, de aceea e comună. Pentru că spune cuvântul Domnului, în ziua cinzecimii erau o parte dintre ei. Nu, erau toți împreună, în același loc. În casa în care coboară Duhul Sfânt e loc și pentru Petru. Un Petru care a avut un episod greu în viața lui, dar care a plâns cu amar acel eveniment și care a fost restaurat de Domnul Iisus Hristos. Pentru că Duhul Sfânt nu coboară peste cineva care mai înainte n-a fost convertit. În casa aceasta n-au intrat oamenii cu cernici din zona parților, elamiților, locuitorilor din Mesopotamia și peste ei să coboare Duhul Sfânt. Fiți foarte atenți! În casa aceasta, când a venit Duhul Sfânt, au fost niște bărbați și niște femei convertiți. Amin?
au avut parte de o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos. Au avut parte de 3 ani și jumătate ucenicii cei 11 care au mers pe urmele Domnului Iisus Hristos pas la pas. Nu s-au dus nici la dreapta, nici la stânga. E adevărat că au avut carențe. E adevărat că au avut momente grele în viața lor. Dar ei au fost transformați din interior înspre exterior. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt nu convertește un om, ci botezul cu Duhul Sfânt confirmă convertirea. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Pentru cei care au venit la stăruință aici sau în altă parte și au venit din lumea aceasta și au fost convertiți la fracțiune de secundă ca și cei din fapte 10, vreau să fac o subliniere, convertirea poate fi la fracțiune de secundă, dar numai după convertire vine botezul cu Duhul Sfânt. Amin? Și niciodată botezul cu Duhul Sfânt nu este efectul convertirii, ci botezul cu Duhul Sfânt este alegerea lui Dumnezeu să-L pecetuiască pe cineva. Amin? Doamne, lucrează pentru asta. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în fapte 10. Pe când predica Petru, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce butonau telefonul, nici gând. Peste toți cei ce erau cu ochii pe ceilalți, peste toți cei care erau curioși, cine e în sală, cine e important, cine predică, cine e ăsta? Nu asta era important. Era important să fie captați. Și în timp ce cuvântul lui Dumnezeu era proclamat, în timp ce cuvântul lui Dumnezeu era rostit, Duhul lui Dumnezeu era în sală, Duhul lui Dumnezeu mergea prin cuvântul lui Dumnezeu și împreună cu cuvântul lui Dumnezeu și era ca o săgeată înfiptă în fiecare inimă. Acolo erau oameni care au venit să audă, se spunea în această dimineață, tot ce spune Dumnezeu prin Petru, amin? Nu ce spune tradiția lui Petru, nu ce spune legalismul lui Petru, nu ce spune experiențele lui Petru sau evenimentele care i s-au scurs în viață până atunci, ci ce spune Dumnezeu. Și în timp ce rostea vorbe de la Duhul Sfânt, Duhul Sfânt lucra în inimile oamenilor. Oamenii aceia și-au dat seama de păcatele lor. Oamenii aceia și-au dat seama de gândurile lor murdare. Oamenii aceia și-au dat seama că au venit acolo și au avut păcate în inima lor. Și în timp ce ascultau cuvântul, cuvântul lui Dumnezeu îi lucra. Cuvântul lui Dumnezeu îi prelucra. Cuvântul lui Dumnezeu îi transforma. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Pentru că întotdeauna casa în care coboară Duhul Sfânt este casa cuvântului. Este casa în care cuvântul lui Dumnezeu are prioritate. Dacă vor veni oameni care vor spune eu am fost botezat cu Duhul Sfânt și ei se ceartă continuu, ei trăiesc în păcate pe care n-am timp acum să le descriu, ei nu ascultă de părinți dacă sunt în casa părinților lor, ei nu au o conduită corectă după voia lui Dumnezeu, am mari semne de întrebare legate de ce Duh Sfânt i-a botezat. Ascultați-mă în această dimineață. Noi, cel puțin penticostalii, foarte mult accent punem pe botezul cu Duhul Sfânt și este biblic, este absolut biblic. Însă nimeni nu poate să spună eu sunt botezat cu Duhul Sfânt dacă nu are un traseu corect în viața aceasta. Amin? Amin? Doamne, ajută-ne! Am un sfat pentru toți cei care au fost botezați recent cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt mi-a spus să vă spun, fiți atenți care sunt locurile pe care le frecventați. Nu se poate anumite locuri să le frecventați în timp ce sunteți botezați cu Duhul Sfânt. Dacă ați depus mărturie aici, pe platoul acesta sau într-o altă parte, că ați fost botezat cu Duhul Sfânt, n-aveți ce să mai căutați într-un loc murdar. N-aveți ce să vă mai întâlniți cu persoane dubioase, cu persoane care nu vă sfătuiesc înspre voia lui Dumnezeu, înspre lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să aveți o mărturie corectă. Amin? Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să locuiască pe deplin în noi, să fim ascultători de cuvântul lui Dumnezeu. Casa în care se coboară Duhul lui Dumnezeu este casa cuvântului. O subliniere fac din nou. Cuvântul vine cu rol soteriologic, spun teologii, adică de mântuire, de transformare interioară, din interior înspre exterior, vine prima dată în viața credinciosului ca să-l convingă de păcatele lui. Dar mai apoi vine ca și botez în Duhul Sfânt sau botez cu Duhul Sfânt în viața celui convertit ca să-l pregătească pentru lucrare. Amin? De ce a avut curaj Petru să se ridice în picioare? El care altădată tremura în fața unei slujnice care era mătorătoare de stradă. Acum el, împreună cu toți, observați cât e de programat, tot ce se întâmplă aici, numai Duhul Sfânt îi programează. Ascultați ce se întâmplă. Cuvântul Domnului spune așa, după ce s-a auzit sunetul acela ca un vâjuit puternic, după ce totul a fost promovat de Duhul Sfânt, ne spune cuvântul Domnului, niște limbi ca de foc,
au fost văzute. Și imaginați-vă că peste 120 de oameni, dintr-o dată, sfidând plafonul, tavanul, se coboară niște limbi de foc. Și se așează exact pe creștetul fiecărui bărbat, fiecărei femei care sunt prezenți acolo, în ascultare, fiind schimbați de puterea Evangheliei mai înainte. Și ne spune cuvântul Domnului, s-au împărțit printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Limbile de foc nu vin în plus. Asta e important. Limbile de foc nu vin în minus. Limbile de foc vin exact. Noi nici măcar nu știm cât erau acolo. Însă Duhul Sfânt știa. Amin? Biblia spune că erau aproape 120. Nu știm exact câți erau, însă știm că au venit atâtea limbi de foc câți oameni convertiți au fost acolo. Și ne spune Biblia, și toți. Aici e foarte important. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Cum? După cum le dădea Duhul să vorbească. Casa în care coboară Duhul Sfânt e casa marelui cadou. Ne împărțim cadouri uneori unii la alții. De Rusalii, sărbătoarea aceasta era o sărbătoare obligatorie prin care fiecare bărbat trebuia să aducă la casa lui Dumnezeu, știți ce? Câteva daruri. Trebuia să aducă un dar de mâncare nou, foarte mare atenție. Trebuiau să aducă 7 miei de un an fără cusur. Trebuiau să aducă un țap pentru jertfa de ispășire. Trebuiau să aducă un vițel. Trebuiau să aducă darul de mâncare format din 2 măsuri de efă de făină. Și toate acestea erau ca roduri dintâi pentru tot ce le-a dat Dumnezeu. Prima dată când au secerat, în anul acela, ei erau obligați să meargă. De sărbătoarea, cum se spunea, săptămânilor sau rusaliilor, trebuia să meargă la casa lui Dumnezeu. Și omul de rusalii aducea daruri. Însă la cinzecime, omul nu mai este important. Cine dă adevăratul dar este Dumnezeu Tatăl. Amin? Vine marele cadou. Când toți erau cu cadourile lor, cu darurile lor, erau pregătiți și făceau șir indian să meargă spre altar, spre preot, pentru că acestea, după ce erau sacrificate, trebuiau să fie dăruite preotului. Vine marele cadou și se coboară între cei care sunt acolo schimbați de puterea Duhului Sfânt mai înainte și marele cadou dă ceva. Știți ce? Dă daruri. Amin? Care este semnul prin care trebuie să fii convins în această dimineață că eu și tu, noi amândoi, suntem cu adevărat botezați cu Duhul Sfânt? Știți care este semnul primordial al botezului cu Duhul Sfânt? Știți? Vorbirea în alte limbi. Ascultați-mă bine ce vă spun. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. După cum le dădea Duhul să vorbească. Îmi vei spune că le faci teologie dintr-un verset? Nu. Vă prezint toate pasajele și apoi mă apropii de încheiere. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului spune așa, fapte 8. După ce Samaria a primit cuvântul, pentru că întotdeauna casa în care coboară Duhul Sfânt este casa în care mai înainte s-a primit cuvântul. Oamenii au fost convertiți, au fost transformați și după ce au fost transformați, ne spune cuvântul Domnului, versetul 14, Faptele Apostolilor, capitolul 8, apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei. De ce? Ca să primească, ca să primească Duhul Sfânt. Păi cum, nu l-au primit încă? A venit Duhul Sfânt cu rol de transformare în inima lor, samaritenilor, și cei mai mulți dintre ei au fost transformați cu adevărat, cu excepția lui Simon ăsta care vrea să mimeze puterea Duhului Sfânt și vrea să-și pună și el mâinile ca să facă show și distracție. Dar acum era nevoie de o nouă treaptă pe care să se urce. Era nevoie ca ei să se ridice mai sus, sau mai bine zis, Duhul Sfânt se ridice pe ei. Știți cu ce? Primind botezul cu Duhul Sfânt. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Căci nu se coborâse încă peste niciunul din ei. Păi cum? Că și-au fost botezați. Păi cum? Că ei au primit cuvântul. Și când spune Biblia că a primit cuvântul, Biblia nu se joacă cu vorbele. Cum? Ei mai au nevoie să primească Duhul Sfânt? Căci nu se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați. Apoi cuvântul Domnului spune, versetul 17,
Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit, citiți dumneavoastră, Duhul Sfânt, amin. De ce este legată primirea Duhului Sfânt? De ce este legat botezul în Duhul Sfânt? De primirea cuvântului, de botez sau de mâinile care s-au întins? Știți de ce? De mâinile care s-au întins. Amin? Este clar. Ca să fim înțeleși foarte clar și în cazul Domnului Iisus Hristos, capitolul din Luca ne spune clar, Luca 3, Iisus Hristos a fost botezat, am spus și la celelalte rusalii, și pe când se ruga, a venit Duhul Sfânt în chip trupesc ca un porumbel. Și Duhul Sfânt l-a botezat pe Domnul Iisus Hristos. Aici versetul spune mai departe, fapte 8, când a văzut Simon, ce a văzut Simon? Când a văzut Simon că Duhul era dat prin punerea mâinilor, le-a dat apostolilor bani. Ce a văzut Simon? Unii spun, păi nu se știe ce a văzut, doar a auzit. Ei, ca să înțelegem foarte clar, haideți să mergem puțin mai departe. Cuvântul Domnului spune foarte clar, versetul 45, fapte 10. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul, toți credincioșii, versetul 45, tăiați împrejur care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când... Ce expresie aici? Citiți-o dumneavoastră cu voce tare. Când au văzut. Păi ce au văzut? Când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. De ce? Versetul următor. Căci îi auzeau vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu. Ce înseamnă când au văzut samaritenii? Când a văzut Simon că Duhul a coborât peste samariteni? Asta înseamnă că aceia au vorbit în alte limbi. Ascultați ce spune cuvântul Domnului Efes, cazul Efes. Cuvântul Domnului spune așa, îi întreabă apostolul Pavel, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și ei spun, nici măcar n-am auzit că s-ar fi dat vreun Duh Sfânt. Atunci Pavel a zis, dar cu ce botez ați fost botezați? Cu botezul Ioan, au zis ei. Ioan a botezat cu botezul pocăinței, observați, ca să poți fi botezat în Duhul Sfânt mai înainte e nevoie de pocăință, e nevoie de schimbare, e nevoie de convertire și uneori de la pocăință până la botezul cu Duhul Sfânt e o durată destul de lungă, câteva zile pot să fie, cum era în cazul celor 11, 10 zile, cum era în cauza samaritenilor până au venit cei doi apostoli, Ioan și Petru. Spune cuvântul Domnului, dar Iisus spunea să creadă. Ioan spunea să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Și acum, sublinierea, când au fost botezați? Nu. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și... Citiți cu voce tare, cei care aveți Biblie. Fapte 19, versetul 5, chiar 6. Și vorbeau în alte limbi și proroceau. Vrei să fii convins că ești botezat cu Duhul Sfânt? Semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. Am scris un articol în limba engleză, mi l-a tradus cineva că nu știu foarte bine, dar esența era următoarea, diferența între botezul în apă și momentul primirii Duhului Sfânt. Am încercat să-l public în lumea evanghelică și mi l-au respins. Dar Duhul Sfânt avea un plan mai special. L-am trimis la o revistă de mare reputație, Sacra Scripta, coordonată de teologul numărul 1 Noul Testament, Stelian Tofană, teolog ortodox la Catedra de Noul Testament, Facultatea de Teologie Ortodoxă. Și acolo, bazat pe Scriptură, o parte din ce v-am spus aici, am scris acolo un articol. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență distinctă de botezul în apă, de convertire, de pocăință și care vine numai când e programată de Dumnezeu. Amin? Casa în care se coboară Duhul Sfânt este o casă comună. Ai zice, e cu pământ pe jos. Vă amintiți de casele de rugăciune de altă dată? Nimeni nu era important acolo. Nimeni nu era cel mai frumos dintre ei, ci unul singur era Marele Iisus Hristos. Amin? Slăvit să fie numele Lui. E o casă care are loc locrucine. Nu contează dacă ai școală sau nu. Nu contează dacă ești important sau nu. Nu contează dacă ai Biblie sau nu. Locul acesta poți să vii prezent în prezența Lui Iisus Hristos și Duhul lui Dumnezeu te convertește mai întâi și apoi te poate boteza în Duhul Lui. Amin?
Doamne, lucrează! Este o casă a cuvântului. Este o casă în care trebuie să respecti cuvântul lui Dumnezeu cu lux de amănunte. Nu ai voie să spui că ești botezat cu Duhul Sfânt dacă există cuvinte din Biblie, există fraze din Biblie care se contrazic cu fapta ta, cu conduita ta. Pentru că, în al treilea rând, este o casă a conduitei curate. Amin? Nu doar a cuvântului, ci a conduitei curate. Știți ce îmi doresc? Îmi doresc să înțelegem că avem nevoie de Duhul Sfânt. Avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Avem nevoie de acel paraclet despre care se spunea în Evanghelia după Ioan. Acel apărător, acel mângăitor. N-am cum să vă explic, vă spun doar în mare ce mi se întâmplă. Întotdeauna când am momente grele în viața mea, întotdeauna când am momente pe care nu le înțeleg cei din jurul meu, pentru că fiecare dintre noi avem astfel de momente în viața noastră, dacă stau în curăție de inimă, dacă mă plec pe genunchi, dacă îl cel pe Duhul Sfânt și dacă am harul acesta ca Duhul Sfânt să se coboare peste mine, în momentul în care încep să vorbesc în alte limbi, Duhul lui Dumnezeu îmi schimbă starea, mă transformă, mă face un alt om, mă face gata pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și mai spun un lucru important: ce ne scapă nouă, penticostalilor, este să stăruim, nu doar să vorbim în alte limbi, nu doar să avem acest semn inițial al botezului cu Duhul Sfânt, ci să stăruim după tălmăcirea limbilor, după traducerea lor. Amin? Apostolul Pavel spune foarte clar în 1 Corinteni: cine vorbește în altă limbă să se roage, să primească și tălmăcirea lor. Ar fi vremea în care să fie tot mai mulți tineri care să spună: eu nu doar vorbesc în alte limbi, mie Duhul Sfânt mi-a spus să nu fac asta. Vă spun ceva din viața mea, o mărturie personală. Eram în clasa 8-a, eram aproape de acea întâlnire a banchetului, dacă pot să-l numesc așa. Eram în Biserica Albinii, la o seară de tineret, luni seara. Stăteam pe genunchi și în timp ce stăteam pe genunchi am început să cânt în alte limbi. Nu înțelegeam ce cânt, însă, interesant, modul în care se termina un vers era același cu modul în care se termina următorul. Și versificația era corectă, pentru că întotdeauna când lucrează Duhul Sfânt, El n-are greșeli, El este perfect. Și după ce am cântat acea strofă în alte limbi, sau mai multe, nu mai știu câte am cântat, că nu le pot clarifica, nici măcar nu pot să înregistrez, nici nu vreau, nimic din toate astea. Știți ce spunea Duhul Sfânt? A primit tălmăcirea. Și Duhul Sfânt mi-a spus prin cântarea aceea: nu te duci în locul acela la banchet. Duhul Sfânt ne va învăța toate lucrurile, amin? Amin? Duhul Sfânt ne va spune unde trebuie să mergem. Duhul Sfânt ne va spune ce trebuie să facem. Îmi vei spune: păi, asta trebuie să spună Biblia, adevărat, dar eu, un copil de clasa 8-a, am avut nevoie de o confirmare din partea Duhului Sfânt. E vremea în care din Biserica Betania să se ridice din stânga, din față, din dreapta, de la balcon, să se ridice bărbați care să spună: așa mi-a arătat Duhul Sfânt. Așa mi-a spus Duhul Sfânt azi noapte despre tine. Tu ești aproape să intri într-un accident. Un nebun Quick 6 vine și te lovește și te face praf, dar nu merge în ziua asta cu mașina, du-te pe jos. Să-ți spună Duhul Sfânt asta, amin? E nevoie în care Duhul, e vremea în care Duhul Sfânt trebuie să ne vorbească direct. Duhul Sfânt să pună degetul pe rană, să ne spună: fă asta, nu fă cealaltă. Dar nu lucruri care să fie comune, ci lucruri care să fie dincolo de rațiunea umană. Duhul Sfânt să planeze peste Biserica Betania. Casa în care se coboară Duhul Sfânt. Casa în care noi nu suntem importanți, suntem comuni, dar Duhul Sfânt este cel care vine peste noi ca și marele cadou. Amin? Și cei care cred să spună amin. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim fratelui Calei pentru mesajul pe care l-a dus. Domnul să-l binecuvinteze. Să cântăm cu toții dintr-o cântare două versete, fanfara și corul, și apoi ne-am apropiat de încheierea acestei slujbe din această dimineață. O porumbe cu pene sfinte, ce ai zburat din veșnicii, noi te rugăm, rugăm fierbinte, noi te rugăm la noi să vii. Mai vin odată, mai vin odată, mai vin odată, porumbel ceresc și sfânt, mai vin odată.
vinodată, mai vinodată la noi pe pământ. Ne dor, ne dor de-a ta cântare, cântată limbile de foc, ca-n ziua întâi de la Rusalii, ai mișcat casa din loc. Mai vin odată, mai vin odată, mai vin odată, porumbel ceresc și sfânt. Mai vin odată, mai vin odată, mai vin odată la noi pe pământ.
binecuvinteze. Și fanfara și corul care au cântat. Călăuzie Duhul Domnului, puterea Duhului Sfânt a fost peste ei și vrem ca în fiecare zi să fie peste noi această putere. Duhul Sfânt nu este numai o putere. Duhul Sfânt nu este numai o influență. Duhul Sfânt, prin Scriptura, El este o persoană. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Și dacă este o persoană, nu vă vorbi acum despre însușirile Duhului Sfânt, sunt foarte multe, dar ca persoană Duhul Sfânt are însușiri. El este, posedă însușiri personale, cum ar fi rațiunea. Nu vorbi despre rațiunea Duhului Sfânt, cum ar fi sentimentele. Duhul Sfânt este foarte, foarte sensibil. Ca și persoană, Duhul Sfânt este foarte sensibil. De aceea noi vorbim mereu și ne spune Biblia, aveți grijă să nu cumva să întristați pe Duhul Sfânt, pentru că este sensibil. El ca și persoană este sensibil. Duhul Sfânt poate să fie, spune Biblia, că poate să fie hulit, nu? De aceea mereu Domnul le spunea fariseilor și oamenilor, nu cumva să huliți pe Duhul Sfânt. Oamenii hulesc pe Duhul Sfânt, bajocoresc pe Duhul Sfânt. Poate să fie bajocorit, ne spune textul Bibliei, în altă parte a Bibliei. Să nu cumva să huliți pe Duhul Sfânt, pentru că acest păcat nu va fi iertat. Va fi iertat păcatul împotriva Fiului Omului. Adică vorbești rău despre Domnul Iisus Hristos ca om. Dar dacă vorbești și hulești pe Duhul Sfânt, acest păcat nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în veacul viitor, ne spune Scriptura. De aceea mă întristez când aud pe alții când caută să bajocorească pe Duhul Sfânt, să vorbească rău despre Duhul Sfânt, să vorbească cuvinte negative despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt poate să fie blamat, poate să fie urit. Matei 12:31, acum ne spune ce Duhul Sfânt ne spune Biblia. Apoi Duhul Sfânt poate să fie bajocorit, Evrei 10:12. Apoi Duhul Sfânt poate să fie retras. Poate să fie retras Duhul Sfânt? Poate ca Domnul să ne ia Duhul Sfânt? Apoi, deci David spunea, Doamne, chiar dacă îmi retragi împărăția, chiar dacă îmi retragi și în toate bunurile pe care le-am agonisit, te rog un singur lucru, nu lua de la mine Duhul tău ce sfânt. Vedeți cât pe spunea David pe Duhul Sfânt? Putea să ia Domnul toate și poate că nu striga David, nu plângea așa după lucrurile acestea vremelnice, dar spunea, nu lua de la mine Duhul tău ce sfânt. De aceea noi, iubiții mei frați, trebuie să fim foarte atenți la această lucrare binecuvântată. Întrebarea pe care mi-am pus-o eu din Biblie și o pun astăzi. Eu știu că aici Dumnezeu a botezat pe acest platou 10 de persoane cu Duhul Sfânt. În anii care, și în anul acesta și anul trecut, 10 de persoane și noi ne bucurăm și chiar ne lăudăm multe biserici vorbind despre biserica noastră, cum aici Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt cu Dumnezeu, umple cu Dumnezeu, percetuiește cu Duhul Sfânt. Și biserica, mi-amintesc acele evenimente când toată biserica era umplută de Duhul Sfânt, că nu putea să-mi aprinde la rugăciune. Biserica atunci s-a zidit sufletește și biserica era plină de puterea Duhului Sfânt. Întrebarea mea, cât timp trebuie să avem această putere? Oare numai atunci când Duhul Sfânt ne-a pecetuit în acele momente, în acele zile? Era un tânăr pe care l-am cunoscut, acum sigur că și el nu este mai în vârstă, când a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, nu mai putea vorbi în altă limbă. Și am zis, nu mai pot vorbi. Nu putea vorbi, nu mai putea vorbi în limba română. O săptămână, deci o săptămână, eu niciodată n-am avut așa ceva, o săptămână să nu mai poate vorbi în limba română. Zic, mă, omule, cu ce faci? Numai altă limbă vorbea. Atât are de plină putere. Asta a fost în regimul trecut, când tinerii stăreau așa înflăcăras, mergeau la sfârșit de rugăciune, posteau câte 3 zile și 3 nopți. Nu mâncau 3 zile și 3 nopți. Și apoi Duhul Sfânt era peste ei. Experiență cu Dumnezeu. Dar întrebarea pe care o pun, cât timp trebuie să fim plini de Duhul Sfânt? Cât timp trebuie să avem această putere în noi? Și mi-amintesc de un bărbat al Bibliei. Sunt mulți oameni ai Bibliei, că puteți să dăm exemple. Spune Biblia în cartea numărul capitolul 14, paremise cu 24, spune acolo despre un bărbat cu numele de Caleb. Spune că Caleb era însuflețit de un alt duh. Nu? Dacă nu greșesc acolo. Caleb era însuflețit de un alt duh. Oare de ce duh era însuflețit Caleb? Ce fel de duh era peste Caleb? Era un duh de mândrie cumva? Era un duh de aroganță? Era un duh de vrăjitorie sau de ghicire? În Caleb era însuflețit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci Caleb, care a fost din
Israel, o căpetenie. Caleb a fost însuflețit de Duhul Sfânt al Dumnezeu. Și atunci când ai puterea Duhului Sfânt peste tine, indiferent în ce circunstanțe ale vieții tu ești, prin necaz, prin furtună, amenințări, prigoană, tu ești puternic în fața prigonei. Tu ești puternic în fața vrăjmașului. Vă amintiți despre Caleb ce puternic a fost în fața vrăjmașului? Când 10 căpetenii care toți ziceau, nu se poate intra în țara promisă, nu se poate. Acolo, noi dacă vom intra, vom fi nimiciți. Pentru că acolo sunt uriașii, acolo sunt anachinii, acolo sunt, au carte de război, au armată militară. Noi nu putem. Dar Caleb, spune Biblia că el a fost însuflețit de un alt duh, adică de Duhul Sfânt al Dumnezeu. Și atunci când e Duhul Sfânt peste tine, nu te mai sperie prigoana, nu te mai sperie vrășmașii. Spune Caleb, noi vom birui, noi mergem în numele Domnului. Și au intrat în țara promisă, dar n-au intrat decât cei doi, Iosua și Caleb. Dar, mă uit iarăși la Caleb, când au intrat în țara promisă, ne spune Scriptura, au intrat în țara promisă și acum Iosua a împărțit, acolo a împărțit locurile pentru fiecare seminție. Și Caleb, îl văd prin credință, Caleb se apropie de Iosua, și îl întreabă și vorbește cu Iosua, care Iosua era comandatul armatei, care a intrat în țara promisă, cu Israelul care era atunci, cu oamenii care, cu generația de oameni, nu cei care au fost o generație care a murit în pustie și apoi generația după ei a intrat în țara promisă, dar din generația care lui Iosua a fost numai Iosua și Caleb. Și a întrebat Caleb pe Iosua, domnule Iosua, auzi, Caleb, fiul lui Efune, i-a zis, știi ce a spus Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, cu privire la mine? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise ca să-i scodesc țara și tu, Iosua, ai fost cu mine. Și a fost încă 10 căpetenii. A fost împreună 12 căpetenii. Eram de 40 de ani atunci, eram un bărbat puternic, plin de Duhul Sfânt și atunci, pentru că în Caleb era, spune Biblia că era însuflețit de un alt duh. Era acum Iosua, știi ce te rog? Dă-mi mie Hebronul. Dă-mi mie zona aceasta unde sunt cei mai puternici uriași. Unde sunt oameni puternici, sunt anachimii, acolo sunt vrășmași. Dar eu, Caleb, am acum 85 de ani. Și Caleb spune, am. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci. Fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Dăm dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul atunci lui Moise. Ce credință a avut Caleb. Avea 40 de ani, a trecut 45 de ani, acum avea 85 de ani și spune eu, Caleb, am tot aceeași putere. Te mai însoțește Duhul Sfânt, iubite frate și soră. Poate a fost prețat de 25 de ani, de 30 de ani, 40, 50 de ani, nu știm. Ai tot aceeași putere? Chiar dacă ai acum 70 de ani, 60 de ani, 50 de ani, 30 de ani, 20 de ani, ai tot aceeași putere ca și atunci când Duhul Sfânt te-a însoțit, te-a precetuit? Caleb spunea, au trecut 45 de ani și am tot aceeași putere ca și atunci să mă duc în fruntea luptei, primul în fața armatei și nu cu oameni slabi, ci cu cei mai tari oameni pe care i-a întâlnit Caleb, uriașii din muntele Hebronului. Doamne, dă-ne putere! Spune Neemia, poverile celor care, puterile celor care cară poveri a slăbit. Rugăm pe Duhul Sfânt în această dimineață să ne însoțească din nou cu putere. Este nevoie de putere, este nevoie de acel vâjit de vânt, cum spune aici, cum vâjit de vânt, s-a auzit un sunet și vâjit de vânt care era printre ei. Vântul său, că în Scriptură găsim vânturi. Vânturi care aduc nenorociri. Vânturi care aduc necaz. Sunt două feluri de vânturi în Scriptură. Aici ne spune despre vântul Duhului Sfânt. Ori în Scriptură găsim și vântul care vine din partea celui rău. Și noi nu avem nicio legătură cu acel vânt. Noi, biserica, primim vântul care vine de la Duhul Sfânt, pentru că vântul care vine de dincolo de pustie aduce necaz, aduce suferință, aduce lacrimă. Dar vântul care vine din cer te face să privești spre cer. Asta este vântul Duhului Sfânt. Vântul care aduce necaz, vă amintiți dumneavoastră de Iov, din capitolul 1, spune acolo că Iov, dintr-o dată,
a venit un vânt de dincolo de pustie și a lovit casa lui Iov. Ăsta e un vânt care vine de dincolo de pustie. O, câte vânturi a venit de dincolo de pustie în România, mai ales după Revoluție. Câte vânturi a venit? Vânturi de învățătură, vânturi de tot felul de curente religioase, din Europa, din dincolo de pustie, din America, dincolo de ocean. Citeam atunci, am făcut sesiunea sau cursul biblic, atunci seminarul teologic pe Carpați, atunci am făcut și veneau frații din la București, profesorii, și au venit o grămadă de cărți din America de care ne-au pus la îndemână să le studiem. Am studiat multe cărți și dintre ele am văzut câte aberații, câte lucruri negative vorbeau despre lucrarea Duhului Sfânt. Și felul cum trebuie să fim. Erau vânturi de învățătură, spune Apostolul Pavel, între voi Dumnezeu a rânduit proroci, învățători, evangheliști, păstori, care să vă învețe și să vă spună cum să creștem în Harul Hristos. Pentru că să nu mai fim ca niște copii, auziți, ca niște copii purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin mijlocile de rătăcire pe care oamenii le aduc. Oameni care zis, așa zis, care cunosc Scripturile de dincolo de pustie, sunt vânturi care vin de dincolo de pustie, care aduc tot felul de învățături. Iau tineretul nostru, iau copiii noștri, iau frații care nu sunt adânciți în cuvântul Scripturilor și caută să îi dezamăjească, să-i aducă tot felul de cuvinte. Și dacă vă uitați dumneavoastră, și chiar am observat în ultimele două luni de zile, aproape în fiecare cartier din Cluj și aproape în zonele, în cartierele Clujului și în Mărăști, și ieri am văzut la gară oameni foarte bine echipați, foarte aranjați și în fața lor acolo așa câteva cărți puse pe ceva, pus acolo pe ceva masă sau pe suporți, erau cărți. Și prima dată nu mi-am dat seama. Și dați-mi și mie două cărți. Mi-a plăcut titlul lor. Mi-a plăcut ce titlu scria pe cărți. Și dați-mi și mie două cărți. Și când îmi scot banii, nu, nici un ban nu trebuie. Și mai pe urmă să citesc din acele cărți și am văzut ce erezii vorbeau în acele cărți. Știți despre ce vorbesc, știți despre ce e vorba. Și vorbeam și am citit să studiez o carte din aia, și am văzut, Domnul Iisus, e adevărat, un geniu, o persoană, dar nu-i Dumnezeu. Și multe lucruri vorbeau și ăstea sunt vânturi de învățătură care vin de dincolo de pustie. Chiar din America, acolo este turnul de veghe. Dacă vreți să știți, de acolo vin toate aceste lucruri, mă refer la această categorie de oameni. Noi, ca și credincioși, luăm Biblia Sfântă, cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne dea putere ca să îl memorăm, să studiem și să împlinim cuvântul Domnului. Pentru că sunt vânturi și vor mai veni tot felul de vânturi de învățătură. Și spune Pavel, să nu fiți niște copii care să fiți purtați în stânga și în dreapta de orice vânt de învățătură să vă clatine credința. Sunt vânturi care aduc nenorocire, dar vântul Duhului Sfânt, spune Biblia, că el aduce pace, aduce putere, aduce biruință. Vântul sau Duhul Sfânt ca putere îl găsim și în toată Scriptura găsim pe Duhul Sfânt ca forță, ca putere. Spune Biblia că Moise și-a întins mâna peste Marea Roșie, dar nu Moise a despărțit Marea Roșie. Nici toiagul lui Moise a despărțit Marea Roșie. Marea Roșie a despărțit-o vântul Duhului Sfânt. Spune că Dumnezeu a trimis un vânt dinspre răsărit. Ăla a fost vântul Duhului Sfânt care a despărțit Marea Roșie în două și Israel a trecut prin adâncul ca și pe uscat. Acolo a fost vântul Duhului Sfânt. Mai găsim pe vântul Duhului Sfânt care Dumnezeu îl trimite peste lăcustele din Egipt. Spune că Dumnezeu a trimis un vânt și toate lăcustele din Egipt care erau în casele împăraților, în casa lui Faraon și care rodeau și mâncau iarba și mâncau roadele. Erau și Faraon a strigat către Moise: Moise, ce facem? Că lăcustele ne nimicesc. Ne mănâncă toate roadele țării și grâul și iarba și pomii și sunt pline de lăcuste. Și Moise s-a rugat, Dumnezeu a trimis vântul Duhului Sfânt și toate lăcustele au fost aruncate în Marea Roșie. Iubiții mei, suntem astăzi de multe ori îmbibați și pe stradă mii și mii de lăcuste din partea celui rău. Și în biserică și noi de multe ori, poate la nivelul minții, ai lăcuste. Lăcusta nemulțumirii, lăcusta urii, lăcusta patimilor și a viciilor, toate sunt lăcuste. Îl rugăm pe Duhul Sfânt ca să nimicească și să sufle, să curățească aceste lăcuste, să le arunce în Marea Uitării. Duhul Sfânt, ca forță, ca putere, în această dimineață poate să nimicească aceste lucruri. Pentru că Duhul Sfânt are putere și este putere, numai că este o putere, El este putere.
Duhul Sfânt. Ne spune Biblia că era, spune acel verset că limbi de foc s-au văzut. Păi întotdeauna vedem în Scriptură limbi de foc, când Duhul Sfânt, focul reprezintă puterea divină a lui Dumnezeu. Moise s-a dus cu turma dincolo de pustie și a auzit acolo un rug care nu se stingea. Și când s-a apropiat de rug, spune Biblia, că a auzit un glas din mijlocul rugului. Moise dezleagă din încălțămintea din picioare lucrul pe care stai, este sfânt. Focul Duhului Sfânt. Focul Duhului Sfânt, dacă el face foarte multe lucruri bune, el poate să curățească, el poate să ne încălzească. De multe ori ne rugăm, Doamne, toarnă foc peste biserică. Adică focul Duhului Sfânt să ne încălzească pe dinăuntru, pentru că prea de multe ori suntem așa de reci, suntem așa de reci, nu avem putere, suntem, nu ne putem așa să ne rugăm cum ar trebui. Acolo este nevoie de focul Duhului Sfânt să fie peste noi și rugăm ca focul să fie cu noi, să ne ardă inima, cum spuneau ucenicii, nu ne ardea nouă inima când ne vorbea pe drum, să ardem pentru Domnul, să ne rugăm în așa fel încât să prezinte Duhul Sfânt peste biserică, să facă vindecări, să facă eliberări, să facă Dumnezeu să dea biruință. Focul Duhului Sfânt, ne spune Biblia că în vremea când Apostolul Pavel predica Evanghelia în Efes 2 ani de zile, după ce a predicat Pavel Evanghelia, spune că acolo veneau vrăjitorii și veneau cei care se ocupau cu ghicirea și s-au pocăit, s-au întors la Domnul. Și ce au făcut acești vrăjitori? Toate cărțile care le-au avut de vrăjitorie și toate aceste cărți le-au aruncat jos și le-au aprins. Focul Duhului Sfânt și astăzi rog ca să ardă ambiția noastră care nu este bună. Duhul Sfânt, focul Duhului Sfânt să ardă mândria care este în mine și dacă este și în dumneavoastră. Duhul Sfânt să ardă această mândrie sau să ardă aceste lucruri care nu-s bune, lăudăroșenile noastre care ne lăudăm de multe ori. Focul Duhului Sfânt să le ardă pentru că ca să rămână curăsirea, Duhul Sfânt curăsește, focul curăsește, purifică, nu? Dacă bași ceva în foc, zgura aceea cade jos și rămâne aur curat, aur curățit prin foc. Doamne, binecuvintează biserica în ziua de astăzi. Și dacă este vreo lăcustă care ne-a măcit, lăcusta nemulțumirii sau vorbirii de rău sau alte lăcuste, mii, multe lăcuste, vântul Duhului Sfânt să le sufle pe toate în Marea Roșie și focul Duhului Sfânt să ardă orice nemulțumire, orice ambiție, orice lăudăroșenie, orice mândrie, Duhul Sfânt să le îndepărteze, pentru că are putere. Iubiții mei, am să închei. Sigur, mi-am propus, dar nu știam că avem frați aici, m-am bucurat de fratele care a predicat Evanghelia, fratele Adi, de fratele Caleb. Noi vom tot predica tot anul, a fost și aici, am înțeles că câteva dorințe de poezie, după masă, cu siguranță, vrem să le recitați surorilor, dar ca să fim și în aceasta, pentru că două surori care vor să pui poezie, am înțeles astăzi, pe fratele Vasile, dar auzi că să le lăsăm după masă. Totuși am să recit eu câteva versete de poezie, care îmi place așa de mult. Nu pot să nu recit o poezie despre Duhul Sfânt când văd că Duhul Sfânt lucrează. Și întrebarea pe care o pun eu astăzi, Duhul Sfânt mai lucrează astăzi? Aleluia! Duhul Sfânt lucrează! Și ne spune versetul de poezie, această frumoasă poezie despre Duhul Sfânt, care mereu o recit când mai ales în ziua cincizecimii. Ca în casa lui Ioan Marcu, ca în Betania de ieri, Duhul Sfânt și azi coboară cu aceleași mângăieri. Au trecut 2 milenii de când Duhul Sfânt lucrează. Cercetează, întărește și pe mulți încă-i botează. El îi mângâie pe aceia ce scăzut sub grea povoară și inspiră lucrătorii cu o eternă primăvară. El e cel care transmite prin proroci dumnezeirea. El e cel ce pregătește pentru ceruri omenirea. Tu Sfânt dă vii impulsuri în trăire și în avânt. Tu Sfânt e adevărul, hrana sfântă pe pământ. Te slăvim, Duhule Sfinte, cincizecimea îți mulțumim. Bucuriile cu tine toate astăzi le împletim. Te slăvim, flacără sfântă, care n-ai înflăcărat. Binecuvântăm martirul care ne-a răscumpărat. Dar mai dă-ne încă o clipă, un prilej de bucurie, să putem cânta cântarea ce-om cânta în veșnicie. Umple-ne cu Duh de viață, umple-ne cu Duh Sfânt, să cântăm mărire ție,
cât trăim pe pământ. Doamne, ascultă-ne rugăciunea și umple-i iarăși biserica cu Duh de viață. Umple iarăși biserica cu Duhul Sfânt să putem ca să călătorim până când va veni Hristos Domnul spre Apocalipsa și Duhul și Mireasa. Ce zic? Vino, vino Doamne Iisuse și rugăm pe Domnul Iisus să vină și să ne binecuvinteze. Ne legăm în picioare toată biserica și vrem să ne rugăm Domnului pentru această dimineață cu toată biserica. Vrem să mulțumim Domnului pentru tot ceea ce Domnul a lucrat, pentru cântările binecuvântate, pentru fanfară, pentru corul care a cântat, pentru dumneavoastră care ați cântat, v-ați rugat să-i mulțumim Domnul pentru faptul că a răspuns la rugăciunea noastră. Ne vor ruga în continuare pentru frații care au plecat, pentru fratele Adi care pleacă în America și pentru fratele Șandri care văd aici, care intră în ziua 50.000 la biserica cu boala incurabilă în trupul lui. Duhul Sfânt să fie peste el. Pe sora Mirela Pârlea, nu o văd, nu știu, poate rugăm ca Duhul Sfânt să fie peste ea. Duhul Sfânt să întărească trupul ei, Duhul Sfânt să întărească picioarele și să spună mâna peste creștetul ei și orice leziune care vine din la nivelul creierului, cum are leziuni, să fie Duhul Sfânt peste ea și să o cetuiască cu putere. Are nevoie mama, are nevoie copiii, are nevoie biserica, ca sora Mirela să fie puternică, să slujească înaintea Domnului. Ne rugăm ca Domnul să dea biruință. Noi, ca și pentecostali, care e botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, nu se poate ca să Dumnezeu să nu asculte rugăciunea bisericii. Domnul a preceduit biserica cu Duhul Sfânt și noi ne rugăm prin Duhul Sfânt cu putere către Domnul. Doamne, ascultă rugăciunea. Cu toții ne rugăm înaintea Domnului în rugăciune. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim că Tu ești Cel care veghezi asupra noastră. Tu ești Cel care dai har. Tu ești Cel care dai călăuzire. Ai milă, Doamne! Ai milă, Doamne! Ai milă, Doamne! Te rog de gașa, Doamne! Te rog de gașa, Doamne! Mesia! Mai toată cu tine, mai toată cu tine, mai ridică poverile, Doamne, mai cercetează-ne inimile noastre, Doamne, mai vrei să mai auzi cuvântul mai cuvântul care aduce lumea, mai binecuvântată. Îți mulțumim pentru ziua 50.000, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că făgăduința aceasta, Doamne, este pentru noi și pentru toți cei care vor chema numele Tău, oricât de mare număr, Doamne.
Îți mulțumim pentru că este pentru noi și pentru copiii noștri, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Duhul Sfânt și astăzi coboară printre noi, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Duhul Sfânt l-a simțit, Doamne, mereu, Doamne, în casele noastre, l-a simțit în călătorie, l-a simțit la servici și îl simțim în biserică, Doamne. Mă rog ca să-i binecuvânteze întreaga biserică, Doamne, cu puterea Duhului Sfânt, Doamne. Binecuvântează de casele noastre și copiii noștri, Doamne. Umple-i cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Binecuvântează tineretul bisericii, Doamne. Umple-i cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Binecuvântează bătrânii bisericii, Doamne. Umple-i cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Corul, fanfara, Doamne. Adolescenții, Doamne. Binecuvântează-i cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Și noi te binecuvântăm pe tine că tu ne-ai ascult rugăciunea. Vrem, Doamne, să vorbim despre Duhul Sfânt. Vrem să vorbim despre harul Tău, despre toate minunile care mi le dăruiești, Doamne. Despre dragostea Ta, despre pacea Ta, Doamne, mă rog, ca Duhul Sfânt, care știm că El, Doamne, regenerează și care schimbă inimi, Doamne, dacă a fost aici prieten, Doamne, vrem ca Duhul Sfânt să se facă sensibil, Doamne, să le schimbe inima, Duhul Sfânt schimbă inima, Doamne, știm că Tu schimbi inimile de piatră și le faci din ele inimi de carne, Doamne, binecuvintează întreaga biserică, binecuvintează slujitorii, rugători, păstorii, comitetul, diaconii, prezbiterii, Doamne, și toți, Doamne, și pe cei mici și pe cei mari, Doamne, și pe cei tineri și pe cei bătrâni. Vrem ca Duhul Sfânt să fie peste ei, Doamne, și peste casele noastre, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, că ziua când vei veni, Doamne, Duhul Sfânt ne va ridica, Doamne, și vom face să zburăm ca porumbei este porumbarul lor, Doamne. Îți mulțumim că ne-a ascultat rugăciunea, te binecuvântăm și te lăudăm, Doamne, fii cu noi la plecare spre casele noastre, păzăște-ne, ocotește-ne și brațul Tău să fie peste noi până în veci de veci. Amin. Vă rugați să reocupați lucrurile pentru câteva momente. Mulțumesc Domnului pentru harul binecuvântat pentru dimineața aceasta, pentru Duhul Sfânt care a fost cu noi, care ne-a călăuzit, care ne-a îmbărbătat, care ne-a înviorat, cum spunea dimineața, este un izvor, care este un râu care înviorează, care mângâie și care este cu noi în încercare. Îi mulțumim că a fost cu noi și ne-a dat putere, am putut să cântăm și fanfara și corul și dumneavoastră care v-ați rugat și ați cântat, Domnul să vă binecuvinteze, Dumnezeu a primit jertfa noastră, cântarea de laudă, frate care a condus cântările, Domnul să-i binecuvinteze. După masă, din nou, ne reîntâlnim la Casa Domnului, începând de la orele 18, ca să continuăm sărbătoarea cincizecimii cu Domnul. Fiți binecuvântați, o după masă binecuvântată și o săptămână la fel binecuvântată. Amin. Dați-mi unii cu alții, binecuvântați-vă în numele Domnului. Mulțumesc de har și de binecuvântare, de biruință, de părtășie, de sănătate, de bine. Lăudăm numele Tău cel Mare, că Tu ești Tatăl nostru. Nu n-au, Doamne, ce numele Tău, a Ta fie stavă și Tău.